Bună ziua, doamnelor și domnilor. Sper că ne auziți. Eu sunt Hugo Neumorni, președintele Asociației CIO Council din România, Asociația Directorilor de IT și Comunicații. Vă rog să-mi permiteți ca, în numele Asociației CIO Council și în numele Boardului Asociației CIO Council, să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi la prima ediție CIO Talks din acest an. Prima ediție în care încercăm să, în care aducem în atenția dumneavoastră un subiect permanent în atenția profesioniștilor IT și a companiilor, și anume securitatea cibernetică. Avem o agendă plină, avem astăzi alături de noi membrii CIO Council și invitații noștri, membrii CIO Council cu alături de care vom dialoga și vom dezbate. Printre noi, și am să încep cu CIO Council, îl avem pe Călin Rangu. Este, cunoașteți foarte bine, cofondator al Asociației CIO Council și vicepreședinte InsurTech Task Force EIOPA. Desigur, este și Director of Public Relations în cadrul asociației, în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, ASF. Un om cu ștate vechi în industrie și fost CIO în mediul bancar și nu numai. De asemenea, pe George Lazar, membru în boardul CIO Council, de asemenea CIO, fost CIO în mediul bancar, actualmente manager pe zona de aplicații în cadrul First Bank. De asemenea, un coleg care are foarte multe ștate vechi în zona de cybersecurity, unul dintre colegii noștri cu care, alături de Călin Rangu, dezbatem acest tip de subiecte. Și alături de noi, desigur, partenerii cu ajutorul cărora reușim să realizăm aceste evenimente. Mulțumim foarte mult pentru Dell Technologies, VMware, Telecom România și Atos IT Solutions and Services. Și vă rog să-mi permiteți să îi introduc pe colegii noștri. Îl vom avea astăzi pe Richard Hughes, Business Development Director, Cybersecurity Solution în cadrul Dell Technologies. Va veni alături de noi foarte curând și domnul Dan Câmpean, director general în cadrul CERT.ro. Dan Câmpean, peste 20 de ani de experiență în cybersecurity și în risk management, în general în mediul privat, în Brussels, București și zona internațională. Din 2020, din mai, a fost nominalizat ca director general în cadrul CERT.ro. Richard Hughes are peste 30 de ani de experiență în zona de tehnologie și în particular pe zona de disaster recovery și cyber security. Desigur, domnul Vasile Voicu, manager Managed Security Solution în cadrul Telecom, peste 15 ani de experiență profesională, de asemenea cu foarte multe certificări în zona de cyber security și în zona de telecomunicații și de tehnologie. Doamna Cătălina Dodu, reprezentant Atos, un nume foarte des vehiculat în cadrul evenimentelor CIO Council și mulțumim foarte mult pe această cale. Global Cybersecurity Services Pre-Sales Director în cadrul Atos IT Solutions and Services și în ultimul rând Bogdan Ștefănescu, Product Sales Manager Data Protection Solutions Dell Technologies. Doamnelor și domnilor, trăim o perioadă foarte complicată, o perioadă complexă, o perioadă în care, iată, de circa un an de zile, pandemia și, mă rog, criza sanitară ne afectează pe toți. În ceea ce privește spațiul cibernetic și problematice cibernetice, aproape ca în fiecare eveniment pe care îl organizăm, constatăm că lucrurile, din nou, în loc să meargă spre bine, parcă merg într-o direcție ușor diferită de ceea ce ne așteptăm. Acum 10 minute înainte am avut ocazia să spicuim foarte puțin despre atacul foarte mediatizat, de altfel SolarWinds, da? Un atac care ridică foarte multe semne de întrebare apropo de sub ce formă reușim noi, companiile și profesioniștii IT,
să ne protejăm în contextul în care apărătorii noștri și soluțiile tehnologice pe care le folosim ajung să fie, să ajungă în posesia noastră deja afectate, să spunem așa. Vom vorbi probabil despre SolarWinds, dar este o perioadă una peste alta complicată. Ca în fiecare eveniment CIO Talks ne propunem să discutăm soluții concrete, ne propunem să avem un dialog cu colegii noștri, cu membrii CIO Council și cu invitații noștri. Vrem să plecăm de aici după 2 ore jumătate îmbogățiți și plini de speranță că vom reuși să ne îndeplinim KPI, cel puțin pe zona de cybersecurity în cadrul companiilor și că nu vom fi victima unui atac cibernetic sau dacă vom fi, vom ști să reacționăm corespunzător și să recuperăm. Mă opresc aici. So let's speak in, let's switch to English. So we will have 3 presentations prior to our panel. 3 presentations that will warm up and will brought to all the audience the subjects of interest in terms of cybersecurity. So we have Richard Hughes, Business Development Director, Cybersecurity Cyber Recovery Solutions from Dell Technologies. Richard, please be welcome. Thank you very much for being with the CIO Council Romania, the Association of IT Directors and IT Managers and CIOs. What do you have for us? Well, hopefully something you'll find interesting. First of all, apologies for only being able to speak English, but I'm afraid like so many of my countrymen, my language skills are extremely limited. We have a couple of colleagues on the call with me who are native Romanian speakers. So if there's anything that I do say as I run through, and I know you all speak fantastic English, but if there are any points of clarification as I go through, please use the Q&A window, whichever language you're most comfortable with, and I can try and address them, or my colleagues can address them as well. We'll try and make this as interactive as we possibly can make any of these webinars. We just have to make the best of what we do. So again, thank you for your time this afternoon. My name, as has been said, Richard Hughes. I'm responsible for the cyber resilience proposition at Dell Technologies. So I'm gonna spend approximately 30 minutes talking about our view of the risk landscape as we see it today. Look at some examples of clients who have suffered from cyber attacks and the implications of those. And then look at how we can, as individual organizations, look to increase our levels of resilience. What steps can we take? How can we look to up-level ourselves? And then I'll talk about a particular offering that we have in the market around specific cyber resilience and how to make a start and how to deliver value back to your business. So I'm hoping this will be interesting. I'm hoping this is what you've come along for. So I'm gonna start off with a little bit of a market perspective. When I started in this role a few years ago, a lot of my time was spent talking to people about what the risks are. I think now, and this data point here from Marsh & McLennan backs this up, most of the leadership of most organizations recognize that there is a real and present danger from cybercrime, cyber threats. And I suspect the reason that so many of you have signed up to this event today is to learn more about that. So that I think we now have a view on what the risks are. The big problem I see in based on this data that we have from our own polling of most of the Dell Technologies client base is that even though we know what the problem is, nearly 3/4 of the organizations that we talk to within the technology business don't feel that they would be able to recover if they had some form of catastrophic cyber attack. So that's a slightly alarming statistic, I think. But the good news is it's one that we can do something about. There are solutions out there. We just need to complete this awareness process and then start to look at how we can step by step raise our level of resilience against these attacks. My limited Romanian did pick up the word SolarWinds in Hugo's introduction. So I guess there's
some awareness of these. I'm not going to go into a lot of detail, but just pick out a couple of points that I think are relevant here. The Garmin hack that we saw in the middle of last year, I think is really interesting, because not only did it bring to the public attention how the level of risk that organizations face from cyber attacks, because it was inconvenient. You couldn't log your run statistics. It really hit home to people. That, on top of TravelX going out of business, really, I think, brought this to life for most of the population. But for me, what the Garmin illustrates more is the risk of the Internet of Things and how connected all of these environments are and how this can have such knock-on effects. And Garmin Connect isn't just used for collecting data from runs and exercise. It's widely used in the aeronautical and the naval space for navigation. And with the outage from Garmin Connect, we saw huge knock-on effects across unrelated industries because Garmin goes to so much of the infrastructure. So again, penetrating into these organizations has deep echoes. And then SolarWinds, I think, is just the best example we have to date of how, even despite everyone's best efforts, if bad actors want to break into organizations, they will find a way. And so it's no longer a question of if we're going to be attacked, it's a question of when we will be attacked. And the fact that the mechanism that was used, and obviously we can only speculate on who the bad actors are behind the SolarWinds hack, but being able to get in, embed the malware so into such a hidden fashion inside the distribution of this software that's so widely used, this Orion software that's so widely used, we've seen it exploited in many of the US government departments at the moment, and we can only speculate whether that was the end point or if we're going to see more coming out of it. So I use this really to illustrate the fact that despite however much we focus on the detection, the protection side of our cybersecurity framework, it's absolutely critical to balance that out at the other end of the spectrum with a strategy to recover as part of a balanced protection. Starting to look maybe a little bit more at the cost implications of these and the risks that the business run in financial terms, we're seeing a huge increase in the rate of cyber attacks. Current estimates are one every 40 seconds or so, and that's increasing, and increasing dramatically at the times that we live in now with COVID-19. We've seen a huge increase in the number of phishing attacks that have been launched, particularly using COVID-related keywords as part of the hook. People working from home have a more relaxed attitude to security than they used to do when working in an office. And couple that with the fact that everyone is interested in the latest information about where they are on lockdown, potential mutations of the virus, the vaccine, there's a very strong temptation to click on these emails that ordinarily perhaps they wouldn't do, but again, open up this big attack vector that we need to guard against. Organizationally, businesses have done a fantastic job supporting the work from home initiative to provide continuity of business. But that's happened so quickly, it's necessarily been the case that some amount of security has been compromised. Organizations have gone from managing tens or maybe hundreds of endpoints to tens of thousands or hundreds of thousands of endpoints as everyone's home office or kitchen becomes an endpoint that needs to be managed. And that's a really tough job to do. So we need to recognize, again, these attack vectors are broadening and we need to do something about it. And then from a cost perspective, we see the data here, Accenture projecting forward over the next 5 years. If we don't do something different, over $5.2 trillion is at risk. This figure I pulled earlier on last year. And I've seen updated figures. I haven't updated my slides because they're still changing. But with the advent of COVID, I've seen estimates that actually that's probably nearer $7 or $8 trillion in light of all the added risk that we need to now see from COVID, unless we do something different.
And we see average costs of remediating cyber attacks. But because there are so many, I feel these averages are quite low. They're still big numbers. $18 million as the average cost in banking, $13 million across all of industry. But if we look at organizations 2 or 3 years after they've come out of a major attack, so look at Maersk or Merck, who were majorly impacted by NotPetya in 2017, they have publicly now quoted figures, they're public companies, they've had to account for this. Maersk has said that the NotPetya attack has cost them over $300 million. And Merck have said that the total cost to them are $1.3 trillion. So I use these as examples and sample business cases. It's a cost avoidance strategy that we need to adopt. But by spending a relatively small amount, less than 1% of the sorts of figures I've talked about, for Maersk and Merck, we can put systems in place to increase our resilience and give us a way to recover when we are attacked by bad actors. Many of the organizations I've named up till now as having suffered from cyber attacks are now talking to Dell Technologies about how we can help them improve their level of resilience. And we are having these conversations about vaulting data to give them a way to recover next time it happens. And I'd say to you, please learn the lessons that these organizations have learned the hard way by suffering from attack and now looking to increase their level of preparedness. Try and get onto the front foot somewhat and increase your posture and increase your level of preparedness to suffer and recover. And as part of this, look at a number of different attack vectors. We very often focus on crime, ransomware, and that is obviously one that is on the increase. And we need to guard against that, obviously. But the next biggest threat comes from insider attack. And this is one that we see more and more often. A really good example dating back a few years now is Sony Pictures, who after they released the interview were attacked by the North Korean regime who wanted to take Sony out of business for what they saw was an offensive film. The way they did that was to play something of a long game. And this was a major inflection point for us in cyber resilience. This was the first time we saw an attack designed to take a business out, to destroy a business. That was their objective. It wasn't to ransom them, it was to take them out of business. And they decided to do that by targeting the backup infrastructure first. And they did that using insider as the vector. And the way they did it was they hired a group of individuals who joined Sony as employees and gained username, password, credentials. They spent time understanding the systems, how they worked, where the vulnerabilities were, and very quickly realized that in order to achieve the objective of damaging Sony, deleting the production copies of films and scripts and the intellectual property would just be inconvenient. It wouldn't get anywhere close to impacting their business. Because if they did delete production copies, Sony would go to their backups and recover. So they realized very quickly that the thing to do was to focus on the backups first. Over a period of months, they started to compromise the backups in small and undetected ways so that when they eventually got round to deleting the production, when they effectively reformatted the production storage. When they did that, Sony then tried to recover from backup. The backups were compromised and they were unable to recover. They were a client, or still are a client, of Dell Technologies. So we spent a lot of time flying engineers in to help them rebuild their systems from the ground up, reconnecting RAID groups. It was a very low level engineering recovery. And over a period of 6 months, we got some 70% of their data back for them. But it did take 3 months. They did lose 30% of their assets, and they have publicly said that cost them over $300 million. So again, learning lessons from the past that we can apply to the future, beware of the insider attack vector, and beware of backups as a target that you would ordinarily rely on. If they go, you need to have a strategy to protect against that.
in the interest of time, I won't go through all of these. You can see them as well as I do. But then at the far right, obviously, cyber weapons are now a major part of all nation states' arsenals. NotPetya was a classic example of a weaponized attack targeted against one nation state that got out into the wild and impacted many, many others. We need to recognize that they may not be deliberate targets, but they can become collateral damage as a result of these sorts of attacks. And so again, putting plans in place, absolutely critical. I've just noticed while I'm taking a drink that there's a question here. What is the incentive for CEOs to allocate more resources to cybersecurity? With cybersecurity being perceived too often as a business cost, what can CISOs do to change that erroneous perspective? Right, that's a great question. It leads into where I'm going here. That I don't believe CISOs can do this on their own. Cyber resilience is a team sport. While the problem lies with the CISO, because fundamentally it's a failing of the strategy to defend and keep the bad actors out. Recovering from a cyber attack requires the technology team's engagement, and it requires all of the office of the CEO, COO, when it comes to looking at the business processes and the business continuity that goes with it. So the way I do this when I'm talking to CISOs and looking to help build these business case, this is my point one of this tower here. We have to build executive level awareness. So the stuff that I talked about in the preamble, the costs that other organizations have incurred when they haven't been prepared. If you haven't already, look at a book called Sandworm that describes the Maersk attack. There's a good article in Wired magazine that you can just find online if you just Google search for Wired magazine Sandworm. It's a very, very good description of the fear that the Maersk organization felt when they looked across their offices and they saw servers and devices just crashing as they went through. There's good collateral from the Maersk CEO. He spoke a couple of years at Davos, and that's on YouTube. These sorts of artifacts can be really useful in helping CISOs take this level of conversation up to the executive suite to get them to understand what the implications to their business would be if you lost your production data and your production backups, like Maersk did, like Merck have, like TNT have, like Sony did. How would you recover? Would it be a painful manual exercise taking many months? Would you end up in a position like TravelX, who've gone out of business having been hit by a cyber attack? Or will you have plans in place? Will you look at how we can work together to look at your risk management strategies, to look at what are the critical business services and how can we protect those? How can we be flexible around that? What steps can we put in place to add additional protection to the assets inside the organization? How can we make sure that the end-to-end business processes map on so that when we do get some form of problem and we do need to recover, we do that at a system level, not just at an application level. It's all very well bringing back one or two systems, but if that doesn't complete a business process, it's almost useless. So putting that investment in, driven from the top down, and the business case, as I've said before, is one of cost avoidance. Taking the message up to your senior leadership that if you don't do something and you do have a cyber attack, you could go out of business. And we've got, as I've talked before, a number of good examples where that has very nearly happened. So it's a question of building consensus across the leadership. It's a question of using the resilience team to look at what the current situation is in an organization, what the level of preparedness is, building on that, adding on additional layers to make sure that at the end of the day, you do have a resilient environment. I hope that's answered it, but please, at the round table later on, we can go into more, or the team can go into more detail. The final point on this slide is testing and retesting. It
should go without saying, but it does need to be said, that as part of any of these sorts of environments, it's not just enough to put new systems in place, new strategies in place. You've got to make sure that they're robust. And the only way to do that is to go around the test and retest loop to make sure that they are fit for purpose and they do that job. Okay. So we're starting to see more and more guidance from regulators across the globe. I've pulled a subset here of different quotes from different documentation. More and more we're seeing directions that in order to be resilient, organizations need to identify their critical assets. That's both data and systems. And they need to find a way to secure them offline in a secure manner, such that if the production environments are impacted, the copies that you hold will be isolated from that attack. It doesn't tell you how to do that, but it just talks about this as the emerging best practice in this space. We see an example from the US, and I think we all know that what starts off in the US often comes into the rest of the world fairly quickly, with an organization called Sheltered Harbor. Sheltered Harbor is sponsored by the US Fed, and the objective is to preserve confidence in the US economy in the event of a catastrophic cyber attack. They recognize that if a nation state wants to really significantly impact the US, one way to do that would be to take out one or more of their financial institutions. That would drive a lack of confidence from the citizens. That would cause a run on the banks as everyone wanted to try and pull their money out and drive the economy down into a black hole. The way that they're looking to mitigate this risk is to define a standard set of data that the banks can keep at a very high level. So I'll simplify it, but it's almost as simple as individuals' names and their balance. So we use a simple example. If Citibank were to be hacked, they store their data in a vault, and the only approved vault for Sheltered Harbor is the Dell Technologies one. So they have a standardized format for copying their data. They protect that into a vault that is shared by all of the financial systems. So if Citibank were to be hit by a cyber attack, Bank of America could pull that data out of the vault, load it onto their systems, and show to the citizens that their money is safe. They could still log on to their personal banking account, check their balance, and feel that they hadn't been impacted. That huge, a relatively simple step is a great way to build that level of confidence back. And I feel it's a great endorsement of our technology that we're the chosen platform for Sheltered Harbor. And I think, as I say, it's something that we are going to see come as more and more of a best practice across not just the US, but the rest of the world. Getting a little bit more specific on the cyber framework, within Dell Technologies, we have a raft of solutions. I'm working closely with a number of my colleagues at VMware, looking at their NSX offering and their Carbon Black offerings, which are great in this left-hand side of the spectrum here, identifying, protecting, and detecting against risks. And I see most organizations today spending much, if not most, of their time, effort, and budget in this area. And that's completely understandable, but it's a really tough job. I've talked about the increased number of endpoints as we go through COVID. So keeping all of these servers constantly patched and up to date, making sure the firewall rules are all accurate, the virus definitions are constantly up to date, trying to stay one step ahead of the bad actors is an impossible job. And the truth is, it's impossible to have 100% robust perimeter, despite everyone's best efforts. We only need to look at the fact that so many are being breached to know that that is the case. So as part of a balanced strategy, it's really important to think about what happens when we're breached and how do we recover. So we're covering all of these bases. Within Dell Technologies, we have a proven track record within data protection
for the last 20 years, we've been using our technologies to help customers recover accidentally deleted files or files, data that's been lost as a result of a corruption, perhaps due to a bug in a database. Now we can use that same tried and tested technology in a slightly different way. So we deploy it into an isolated vault that I'll describe shortly, but we build on that track record of being able to efficiently and safely and securely store data and then bring it back when it's needed. And we do that now as part of this overall cyber recovery framework. Before I get on to what the solution looks like, I just want to draw this point as well, because it's really important to understand that a lot of organizations and certainly a lot of chief execs will feel they're covered against a cyber attack because they have a disaster recovery strategy in place. They have separate infrastructure, they have a separate site often, that if they have a production failure, they'll be able to fail over to and carry on service. Unfortunately, the technology that they use to do that relies on replication. And of course, if you have a cyber attack in production that compromises your data or your applications, or you know, encrypts them or deletes them, as soon as that happens in production, it will be replicated over into the DR site. So failing over will not be an option. You'll have the same problems on your DR site as you have on your production site. So it's really important to A, understand that and recognize that you have that risk, and B, put something in place which is an augmented strategy on top of your existing DR to recover against a cyber attack, and recognize that cyber attacks will take out typically a subset of the servers or storage. They'll often require patches to be applied before you restore and recover. The equipment itself probably won't be damaged as it would be in a fire or a flood. So you can reuse it, but you may need to reinitialize it first. So there's more thought needs to be put into the recovery processes, and they need to be tried and practiced, and these different scenarios worked through. But again, the point here is understand the difference between a disaster recovery situation and a cyber recovery situation, and recognize that today, if you have DR, you're probably not protected from a cyber resilience perspective. So that begs the question, how might we protect ourselves against a cyber attack? And our solution is to implement some of those guidances that I've been talking about with the Fed and these other bodies. So my very simple diagram here shows a typical production environment with servers and storage protected by some form of backup appliance. In our terminology, that would be a data domain. That would stay exactly as it is today. In addition, we would create a physically secure area inside the production data center. And we'd build on a layered by layered basis, additional levels of security. To start with, we would look at physical security. So we build a cage with locks on it, and we'd put additional infrastructure into that locked cage and make sure we had very secure access to it. The infrastructure that we'd put in would be an additional purpose-built backup appliance, some compute, and some additional storage. We'd have the minimum that we need in there to provide the vault functionality. And most of the time, that would be physically disconnected from the production network, giving this level of isolation. Operationally, we would look to have a separate group manage the data inside the vault to production to mitigate against the risk of insider threat. And we'd implement levels of control so that no individual systems administrator could connect into the box on his own. He'd have to be accompanied by a data officer. And we'd implement two levels of security command and control. So two sets of credentials required before anyone could access this box. This is a standard capability of our data domain platform. Just needs to be configured and turned on. In the production environment, we would look to identify a subset of data that makes up the core set of business services that absolutely need to be in place to provide business. We call that the minimum viable corporation. What is the subset that needs to be in place? For most organizations, that tends to be 15 to 25% of the overall applications and data. It's a
core subset that needs to be protected. So in here, we're not looking to duplicate the existing backup. We're looking to take that subset so we can be fast and agile in the way that we manage and protect it. And this doesn't have to be put in place from day one. We can start small and grow out over time, adding capability as we go. Operationally, the way that this would work is on a scheduled basis, typically once a day, we have an element of software called the Cyber Recovery Manager that operates on servers inside the vault. On a daily basis, the software is responsible for establishing the network connection. So by default, we disable this from the network. The Cyber Recovery Manager will enable the network interface that will establish a network connection, TCP/IP connection, from the vault to the production data domain. And these are attached just at a network interface card to network interface card level. It's as simple as it possibly can be. When the connection is established, data is pulled from production into the vault, and we have an efficient, secure, isolated protocol that just pulls in these copied blocks, the change blocks, into here, making sure, again, that we're as efficient as we can be as we go through this process. As soon as that copy is complete, that synchronized data is complete, we disable the network interface and break this connection. So again, this vault is off the network and isolated. Having made a copy of the backup image here in the vault, we then make a quick snapshot copy of it and lock it using a retention lock capability that makes it immutable. So again, the next layer on top is, even if despite our efforts, someone is able to get into the vault through the door or over a network, they still can't delete, modify, or affect the data we have in the vault. And typically we'll keep 30 days worth of data here, but again, that's a configurable option that depends on a client by client basis. Having locked the data into the vault, we then run AI ML based analytics on it. This software that we call CyberSense learns what a good backup image looks like for a particular client and is looking for any deviation from that and looking for any indicators of compromise that show the backup has been infected in some way. So this could be an increase in entropy. It could be an increase in file size due to encryption. There are 30 or so indicators that it looks for, complementing what you do in production from a virus perspective. This is going, looking inside the backup image, inside virtual machines. It understands enough about this to look at a file level, looking for trends inside the image. Anything that it does find, which will be an early indicator of some form of compromise, it will alert the SOC. So we get early indication that there's a problem. It can be fixed in production if it hasn't already executed. If it has, it means that we're still able to go back one or two copies of data, and when it comes to the restore time, bring back just the good data. So this AIML software, this CyberSense software, is a key aspect of our solution. That means when we do have some form of virus or infection inside the vault, which is likely to happen because these things are dormant for a while, we identify it quickly and can take some action against it. I'm just conscious of time. Another question, how often is this setup tested? How is it done? And how is the test defined as successful? So thank you, that's another good question. This is part of the process that we go through with clients. I'm gonna move on to, so typically we'll start off small, and our recommendation is to start with critical materials. This is things such as Active Directory, DNS, the backup infrastructure itself, putting that away into the vault. And then the testing that we would do on that is to on a weekly, initially basis, test that data can be brought back into the vault. Inside the vault, we have additional storage that acts as a sandbox area. So we're constantly not only using the AI ML software, the CyberSense software, to validate it, but we test restores into the vault to make sure that the data is coming back. All clients will want to do this differently. So our solution isn't prescriptive in the way that it works. It's really a set of building blocks that we can configure and work with clients.
So we start off with the critical materials. I have a list of them on my next slide. Once the technology teams then gain comfort in operating the vault, putting those processes in place, looking at the runbooks and how they work, we can then start to add the business services one at a time. We build a factory model that works identifying the service, identifying the components, how is it protected today, how those can then be locked away into the vault, the test plan that needs to be used to test that it is operable from a recovery point of view, and any manual processes that need to be put in place if this service is impacted. So we try to cover multiple of those levels. And then as we get more and more familiar with this process, we can do this more and more quickly and potentially run some of these streams in parallel until we get to that minimum viable corporation inside the vault. So these are the sorts of critical materials we recommend as your starting point for the vault, and then grow out beyond that. So last two slides. I hope this has been useful. I hope this has given you some insight into ways that you may be able to increase your level of resilience. We have done this before. Over 400 clients using this cyber recovery method that I've talked about, based on the industry's leading data protection platform. And just these key points to think about. It's really important to have a way to isolate your backup images into some form of vault. And I've talked to you about how we might be able to do that. Don't just rely on one level for this. Build up these levels of security, the physical, logical, over time as it goes there. Analytics, I can't stress how important the ability to analyze the images are inside the vault to make sure what you're protecting is good, and to make sure that when something does go wrong, you identify it early and are able to take action. And when you are choosing a partner here, make sure you choose one who has got a track record in this area. And I would say this, of course, but Dell Technologies is a proven player in the data protection space. And we would love to talk to you more about this. My colleagues on the forum later will be able to take any other questions that you have. So with that, Hugo, I'd like to thank everyone for their time. If there are any more questions, happy to take them now. Otherwise, I'll hand it back to you. Yeah, thank you very much, Richard. Very interesting presentation, very good. And well, I've calculated that each 40 seconds there is cyber attack, that means that we, during our CIO council, CIO talks, we will have 225. And if probably not all of them will have major consequences, yes. I've realized that, 18.5 million costs each banks or other institution from the banking sector. So probably we should be very careful. So that's why the solution you presented means that we will going to surround it by more layers of security with air gap and with many other good features and, analytics and multi-layered. Just one very quick 30 seconds questions. How do we convince, how can we convince the CIOs, the executive, how can we manage the executive awareness? Should we go with those slides and tell them that, each cyber attack could cost, a fortune? That's my approach. And I tend to work with different partners to help amplify that as well. So Dell Technologies has got a great reputation for the protection at a technological level. But also we work with influence partners such as Deloitte, Accenture, Ernst & Young, who have more credibility often at that executive level. So I'd encourage you to have these conversations with these influence partners as well, to look at what the best practice is in this space. When it comes to building the business case for implementation, they can be very helpful. The data that I've shared, I have found to be very helpful when making the case to the executives. There's lots of information out there. And unfortunately, there have been a lot of organizations who have suffered from these sorts of attacks. Maybe I'll just finish with one other anecdote. I had a call 3 weeks ago
no, longer, start of December, with a client in North America, a retail client, who had a cyber attack and had deployed our cyber recovery solution. And no one got sacked. There were no news headlines. No sleep was lost. They had an attack. They got the data out of the vault. They recovered it and they carried on business operations. And it's very boring and it's not an exciting story, but that's exactly what we'd want to happen. This should be just part of business as usual operations. And a bit like having the inoculation to protect us from COVID, we should think about the cyber vault as the way to inoculate ourselves against a cyber attack. And we have to learn to live with this. We just have to take suitable precautions as we go forward. Richard Hughes, thank you very much for your presence with the CIO Talks and CIO Council. Thank you very much. Thank you. Ladies and gentlemen, doamnelor și domnilor, ne întoarcem la limba română. L-avem alături de noi pe domnul Dan Câmpean, director general CERT. Nu mai are nevoie dânsul de nicio prezentare. Domnul Câmpean m-am uitat și eu pe CERT.ro astăzi și am văzut acolo știrile săptămânii din Cybersecurity și pe lângă SolarWinds găsim cont backdoor descoperit în peste 100.000 de firewall-uri și VPN gateways de la Zixel. Noua versiune de capture de la Google poate fi ocolită, un bug al Facebook dezvoltă identitatea administratorului unui grup și așa mai departe. Astea sunt știrile de pe 7 ianuarie, aveți și pe 20 și nu știu cât ianuarie, lucrurile stau cam la fel. Și mă întorc un pic la ceea ce a spus la un moment dat Richard, și anume faptul că cumva ar trebui să facem lucrurile altfel. Adică Accenture vine și spune, dacă nu schimbăm ceva, nu prea îmi dau seama pe unde ajungem. Ne interesează la noastră să știm cum arată, care este flavorul din partea autorităților în ceea ce privește, nu știu, un status report apropo de anul trecut. Ce se va întâmpla în viitor, cum anticipăm puțin viitorul în spațiu cibernetic și, în ultimul rând, să vă alocați câteva minute pentru întrebări care vin, sunt pe buzele tuturor, apropo de Centrul European de Securitate Cibernetică al UE. Sunt mulți colegi de-ai mei care și-au pregătit CV-urile și ar vrea să știe dacă au unde să le trimită. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Aveți microfonul. Vă mulțumesc. Sper că puteți să mă auziți, dacă putem să-mi confirmați. Da. Deși promisesem că nu prezint slide-uri, am pregătit câteva. Cu permisiunea asta o să trec în engleză pentru colegii care vorbesc în engleză. So we'll switch to English in order to make it more transparent for our guests from outside Romania. I prepared a couple of slides, but I'm not going to go to every single point in the slides because, first of all, I have a very limited number of minutes. And second, I'm pretty sure you get tons of slides during this months and months that oblige us to work remotely. So allow me for one second to just share it with you. If you can confirm whether we can see a first slide or not. Okay. You can speak in Romanian as well if you want. I will handle it. So I will do a mix, whatever. So first of all, the European Cybersecurity Industrial Technology Research and Competence Center, the European Cyber Center. As you all know, we all know and we like that and we love it. And I think it's a great achievement for Romania. This is going to be hosted in Bucharest. This is, let's remember, a European agency. It's not a Romanian governmental agency. So very key detail, which means by default that the management and the staff of this agency is going to be recruited by European institutions. So this process is completely out of hands of the Romanian government, of any Romanian authority. So deci, CV-uri și dacă dorim să ne alăturăm acestei agenții europene, trebuie să trimise la Bruxelles, la European Personal Selection Office, care dânșii vor face recrutare. We switch back to English. What is the actual status? To the best of my knowledge, a governmental, intergovernmental group, it's going to start the work in order to prepare the operationalization of this new European agency. Quite a number of governmental bodies will be represented there. So they will work together to work in order to make the building available, to help them start.
But what is very interesting with regards to this European center is that the center will manage quite a number of cybersecurity research projects. So as you all are aware, there is something called a resilience and recovery facility at European level that covers many, many, many domains, anything from agriculture to social, from healthcare to education and so on. One part, which is about 20% of the total amount, will be covered by digital innovation research topics, cybersecurity included under this. Myself and my colleagues from CER Romania, together with a couple of colleagues from other governmental bodies, we had a chat, an informal chat with responsible from European Commission, from ENISA, and they gave us a strong signal that quite a significant part of this 20% of the total will be allocated for cybersecurity projects. Of course, not any kind of projects, would be mostly cross-border kind of projects, cybersecurity projects focus on, for instance, creating a network of security operating centers, some very, very advanced cybersecurity research work, and so on and so on and so on. But the main message here is, of course, will be financing for cybersecurity on the table, European money with European rules. Large part of this money will be managed by this European cyber agency, luckily hosted in Bucharest, but part of it will be managed also by a network of national coordination centers that will need to be appointed or created by each member state. So that's something that we all tend to forget. Hopefully will be clarified by the regulation created at the European agency, but let's remember, each country will have to appoint or to create a national coordination center that will handle a part of this financing, of course, in close cooperation with the European Cyber Center. So big bucks on the table, quite a lot of activity that will be going on. Quite a lot of, let me put it like that, civilian cybersecurity actors that will have to be prepared, active to propose ideas, to propose plans for financing. And all this will happen in the next couple of months during this year. And financing ideally should start end of the year or at the latest beginning of 2022. So quite a lot of action ahead of us. We are not going to get bored. Now, with your permission, to look back a couple of minutes to 2020. And I tried to present here a mix of what we noted at CER Romania. So facts and figures that we detected, we analyzed, we put together based on our own intelligence, our own information at hand. But also, of course, talking to what was just mentioned before me, talking to the great analysts, talking to large consultancies, talking to technology companies, to the real hands-on players in the cybersecurity field. And why I would like to mention this, not because you haven't seen facts and figures and statistics, but because I truly, truly believe that there are some lessons learned that we have to reflect upon them with regards to cybersecurity. So I'm not going to go through all of them, but there are similar pieces of facts that they are all coming again and again and again every single year for cybersecurity. And I think we'll be there for many, many years to come. So first of all, as you can imagine, human error, the human factor is the weakest link. I think that's a fact. Human factor in any way, form, and shape. I mean, people that forget things, that do human errors, that configure inappropriately great technologies that we have at hand, that forget to do things, that share their credentials. So at the end of the day, my reflection is that all of us as simple users or as leaders in various organizations, we still have to work and train and better prepare the humans, the users or the top experts that help us to improve cybersecurity in general. For the ones of you that work in private companies and you run a business, the good news is that the market is not going to shrink. It's increasing and increasing and increasing. And as I mentioned a bit earlier, big bucks on the table, my friends. That's very good news. But big bucks for really serious
very professional ideas, very serious, very professional projects, programs. And I was scratching a bit my head and did a bit of computation for Romania, how big this 20% and the part of 20% of the recovery and resilience facility will be. My figures were that this is going to be in the range of billions for the next 5 years. So I thought, oh my goodness, billions euro for cybersecurity in Romania. So we need really countrywide, nationwide, serious, massive programs put together, many, many, many of them. And a very important message, this is impossible to be carried forward by any one single actor. So no one single governmental body, no one single company, no one single university can carry forward this. So we need everyone at the table, everyone contribute with the idea, as many as possible actors, private, academia, governmental involved in order to be able to put forward these programs and absorb the money. Now, I talked a lot, I come from the business, as you know very well. I talk a lot with business actors, very, very relevant players, very relevant business leaders. They all have the same feeling. It's getting very complex. Technology is evolving very fast. We have to adopt it in an accelerated way. And they become less and less comfortable with the risk, the cybersecurity risk they can accept. So they are aware they have risk. They accepted in the past more and more and more for the sake of running the business, of growing fast or grabbing the market, launching products, launching services, etc. But now I can share with you many business leaders I talked one-to-one. They told me I'm not comfortable enough about the number of cybersecurity risks we are facing as organization. So we have to do something. They acknowledge that they may not do enough. They may not invest enough in cybersecurity, improving this for their own organization. Now, other facts and figures that, and I will share with you some of the interesting ones that we saw here at CERT Romania. So actually, malware rules, let me put it like that. The incident that we observed and we captured at national level from CERT as National Cybersecurity Authority, the most damaging ones, the ones with the largest impact, with the largest footprint, where governmental bodies, private sector, everyone was involved and impacted, were fundamentally very simple ones. So really, malware, malwares of any kind, form and shape. Vector, simple vectors like Emotet, that is not new. It's an old one. The banking sector is super, super aware of it, but recycled, refreshed, and relaunched. So fundamentally, the main vectors, the main ones, were not new. Of course, now we also in December with Solar Winds Orion and Sunburst and all these new stories, we see that there are also very innovative ways that cause problems. But fundamentally, I must say all the statistics I have at hand today from my organization, everything that got reported to us, 90%, more than 90% are simply traditional basic kind of attacks, basic kind of issues, recycled, refreshed, and coming again and again. What scares me a bit, and what is really a large concern, a big concern for me, is that the number, it's increasing. So we saw during this pandemic months, the number increasing kind of exponential. So while, I don't know, in April or May, we had probably, let's say 100,000 attacks of any kind, form and shape captured by the sensors we have at CERT. Now we are easily day by day in the range of 800K. So 800,000, 1 million, whether they are scans, denial of service, SQL injection, any kind of form and shape of attacks, but it's increasing systematically. So it's becoming statistics, more hits, more damage, more incidents. Another reflection I had, and I'm a bit skeptical of many, many figures that I saw, because there are all kinds of analyses made by insurance companies, by telcos, by consultants, by independent analysts. But the consensus is that
the real damage, the real cost, whether opportunity cost or real cost, of a significant data breach, it's easily in the range of millions. So everyone I talked to and all the figures I saw, some of them by reputed analysts that I tried to list them, and I hope I didn't miss anyone, point out that it's extremely and stays still extremely costly fixing a major, a significant cyber incident. As business people, we have to think seriously about the investment we need to make in order to diminish this impact, to prevent as many as possible, with the key assumption that it's not a matter of if we are going to be hit as organization, I'm speaking in general, but when. So I think it's important to remember that the cost of cleaning up the mess, of containing the incident, of fixing the reputation of our own organization, it's significant. Many people I talked to were like non-believers. No, it's not going to cost me that much. Some of them unfortunately went through this exercise and they came back to me specifically saying, Dan, man, you're right. At least 100 thousands. The part that scared me the most is that there is also consensus that when there is a, let's say, a low and slow attack, especially low and slow attack with data exfiltration or not, or any kind of takeover of infrastructure, of components of our own infrastructure, takes quite a lot of time to detect it. And attackers became, as you know very well, better and better in concealing their activity, in staying undetected for longer and longer and longer. Compared with statistics I saw when I was consultant 1 year ago, 3 years ago, 5 years ago, it seems that this is a trend that will continue. So we'll become longer and longer to detect a major breach, longer and longer entire life cycle of a major breach, from the moment we identify it to the moment we say we fully contain it, we succeeded to clean up and put in place the improvements. One part that comes again and again is that, okay, what about personal data? And here, as you know very well, it's a thin line between data protection, profession and duties and responsibilities and measures that we have to put in place in any organization and the security ones. To be very honest, there are two professions that we have to make sure that we understand them very well. They are friends. Such people have to talk to each other. And one recommendation I will make to everyone, please don't do the mistake to handle these two professions in isolation. They are not silos. They have a lot of common elements, a lot of common concerns. And one of them is the one that I put on the screen. Close to 60% of security breaches or data loss involve personal data, which cause different kind of problems, different kind of concerns, different kind of penalties, scrutiny from authorities, etc., etc. But all in all, nothing new. The only thing I wanted to confirm, in Romania, we are not that different compared with other countries, but it's exactly the same trend. Now, I want to walk you through, for just a couple of minutes, through some, let's say, policy view, policy perspective. I had a bit the luxury to come from the world of consultants, luckily working in Brussels for 19 years with European institutions, which were my clients. There is a fact that we have a proliferation of regulation with regards to cybersecurity coming from any direction, and such regulation puts responsibilities on our shoulders, whether we are national competent authority, whether we are a bank, whether we are a transporter, whether we are a professional organization, industry organization, or simple professionals handling this profession. So it's everything coming from, including European Commission, NATO, OSCE, et cetera, et cetera. As you are very well aware, probably the most significant developments happen in December. So there, Germany succeeded to put forward and publish through the European Commission, of course, but it was under the German presidency of the Council of the European Union, they published a new
European Union cybersecurity strategy, which is, wow, quite a lot of stuff going on and quite a lot of demands for the industry, towards the industry, towards the countries, towards the member states. Quite a lot of regulation coming in. Some regulation that is industry specific, like the Digital Operational Resilience Act, which is clearly focused on the financial sector, with a lot of demands, a lot of requirements, a lot of actors involved, not only banks, insurance companies, trading facilities, operators, etc., but also all their suppliers, IT suppliers, cloud providers, consultants, auditors. Everyone is going to be impacted with more and more and more demands. Now, you'll say, hey, dude, okay, so what? The point is that we need to do a bit of homework. As national authority, I'm talking about CER Romania, it's quite a lot of work to be done in order to be up to speed and consider those changes. The industry has to do it as well. We have to do more. It's as simple as that. We have to do more. And that's why, for example, myself, I gave quite a lot of advice to a lot of industry players in the last few months. I told them, guys, ask for budgets, ask for resources, ask for people. You are going to need them. It's going to be more regulation. Of course, the national actors, the national bank, the financial supervisory authority, other authorities responsible for their industry, for cybersecurity in general, and so on, they are going to demand more and more and more. Will be a cost of business, it's a fact, but we have to be up to it. It's a regulatory. So quite a lot is going on, and I invite you to monitor carefully this that goes on. I will speak just three words only about the NIS Directive 2, which falls in my arms for Romania, in the arms of CER Romania, will be new sectors that will be labeled essential operators. So they will change now the taxonomy, will not be any longer operators of essential services. They change the taxonomy, will be essential operators and important operators. But will be new sectors like pharmacies and pharma sector, or like the public administration, that will be labeled as such. So more organization, we have to do a lot more in the coming months and years with regards to cybersecurity. And we have to do it by European rules or by national rules, national law, that will translate European directives in national law. So a lot of homework for all of us. Now, looking a bit forward towards 2021, I sketched a bit together with my colleagues here, some, let me put them like this, interesting thoughts, priorities, where we think is going to be attention to be needed, where troubles will come, where everyone will have to do more. So teleworking and, you know, online working and working from home, I truly believe is here to stay. We are never going to get back in the normal that we knew 1 year ago. We are going to work to a certain extent remotely. The workforce will really, will never give back the VPNs and the remote connections, etc. By coincidence, of course, more users, more targets, particularly for cybercrime, but not only, state actors, all kind of such cyber actors. I truly believe that we are going to see 2021 more and more and more issues at the side of the cloud providers. So keep them closer, close to you, talk to them, work with them in order to improve the ecosystem. It's not only us and them. You are my provider, you have to make sure I'm okay. Responsibility is somewhere in between. So I expect, based on the trends I saw in the last to come. Obviously, something that you all know, really the cybersecurity skills gaps, it's going to stay a major, major issue. We don't have enough specialists. We don't have enough people. As you know, we have an estimation at the Romania level, a deficit of a couple of thousands, at least, cybersecurity specialists. And this is not going to shrink, will increase on short term at least. New technologies are coming, as you all know, 5G
the attack surface will inherently increase, will exponentially increase actually. So expect more trouble from there, and let's get prepared. It was mentioned, and I'm not going to go in detail because I guess will be other guests that will elaborate on this. Third-party risks, which in the past were not on the top of our mind, but now we have to think seriously about it. And the SolarWinds Orion horror story, let me put it like that. I hope it was a wake-up call for all of us. So we have to think seriously about this. And if I think a bit of what we actually need in Romania, my personal belief and the belief of my organization, of the institution I represent, is that first of all, we need up-to-date legislation. Knowledge, we don't have enough, in all honesty. We need to learn much more and much faster. Cooperation mechanism, because we all have the same problem. Limited budgets, limited resources. Luckily, as I said a bit earlier, it seems there's going to be financing on the table available for all categories of actors, public, private, academia. But we need to get organized in order to get such finance. We need to write files, like write offers, submit applications in order to be financed. So this public, private, academia, real and true partnership will be absolutely key if we want to work together. Obviously, why? We have also a kind of capability expectation gap. Everyone is asking cybersecurity responsible, hey, do more. But in all honesty, our resources and what we can actually do today, it's rather modest compared with what we should. And I discussed this with many, many, many actors in many industries, in many type and sizes of organizations. They all complain about the same. I'm asked to do this, but I have very limited resources, so I need to do some. First step, let's not forget, ask for budget. As for resources. As I said, awareness, getting ready, that's going to be key. Well, I truly believe we have to heavily, heavily invest in knowledge in these awareness programs and all kind, form and shapes of real life exercises, because we don't handle this properly and not enough. I'm not going to bother you with all details. But because we talk about organizations at the beginning, and you ask me, what about this new cyber agency? I was hoping that you will ask me also what you guys at CER Romania prepare to do at national level. Without bothering you with details, what we want and what we propose, and it's one of the proposals off the table, because there are many ideas running around and many organizations coming with all kinds of exotic ideas. From the perspective of CERRO, myself and my team, what we propose, something very simple: a civilian national cybersecurity directorate that shall replace CER Romania in order to evolve really in the direction that other countries like Netherlands and Belgium and UK, before they exit, of course, European Union, or France, to move in the same direction they moved as well. So to evolve from a simple, small, less capable computer incident response team towards more capable civilian national actor that will be able to bring together and put together at the same table private sector, governmental bodies, academic bodies, and do a lot more compared with what is done today. It's one of the ideas. I dare to say it's rather mature, because the legislative act is ready. We put it on the table of the government in December. Of course, there were meanwhile changes, as you know. We hope the new government will pick up again the project and move forward. It's not in my hands now. It's in the hands of the political decision makers, of course. But I hope very much to pick up the project again, put it on the table. All the details are public and published. Or you can find them Romanian and English on the site of CER Romania, but and I promise this is going to be the last slide, and I'm open for any kind of questions you have. The mission and vision, it's straightforward. I'm a believer in the civilian actors that can bring together all this and move forward. It's not going to be the military, the intelligence, the law enforcement. Like in every European member state, the engine that moves this forward
is the civilian actor. We need a stronger civilian actor that will work closely with all the others. And that's why we propose this. And I hope this will give the answer and the help in the same time to many of our questions and be an organization able to support you much more, to support everyone much more, and to do a lot more compared with what CERT Romania does. But for this, we don't need a CERT version 2.0. We need to shake it a bit and rebuild something new, which is something, at least on my side, together with my management team here, we are ready to do. Thank you so much. I'm open for your questions. Well, thank you very much, Dan. It was very, very fresh information and very useful. So, to be completely honest, I was very. This initiative, this idea, is this idea which came in this event, or did you publish somewhere? Because honestly, as a private sector representative, I was always. I invite the public sector that, you know, they have somehow protections, the authorities, CyberInt or CERT, they are, you know, somehow with the public sector, and the private sector remains somehow alone. Yeah, we remain with, not alone, but with our partners, but we are alone from an authority perspective. So this vision, it's a vision for a directorate at the national wide level, that will cover, let me say, all the actors, I mean, private, public, and academia, right? Yes, that's and correct. Who will found this, where the money will come from for this? It will be funded by the government, right? Or? Normally, of course, any national authority, obviously the government will fund part. But, like in many other mature countries, such agency, such directorate will have to self-finance. We have to get the money from, again, international European financing mechanism. We'll have to play and contribute and work in projects, team up with others in order at least to pay for own expenses. That's the way it should be. And I will share with you one detail that is not, let's say, by coincidence, the name directorate, there is, as you may know, another country not far away from Romania that has something called National Cybersecurity Directorate. That country is Israel. Israel, it's exporting. I saw yesterday the posting of their chief executive. It's exporting $6.5 billion. So more or less $6.2 billion euro. Cybersecurity products and services per year. That's a very good example, a very inspirational example. So the philosophy is, let's team up with the private sector, let's team up with universities, let's make sure we can at least pay for our own expenses, be active and play everywhere, and help the sector as well to grow, to export. This is a nice product. Cybersecurity, it's a domain that it's easy to export. Of course, you need to be supported. I come from the private sector. I was wishing in Belgium that the Belgium governmental authority will take me by hand and introduce me to many of my clients or team up with me in order to allow me to grow my business. They will never sell for me, but at least open the doors, support me, encourage me, say, hey, let's do more. Let's work together. This is what we want to do. That's a very good entrepreneurial vision. So there is a question. So from Dragoș Dima. Hi, Dan. How do you see further the involvement of the major player in the government sector and also responsible ministries, MEAI, SRI, MEAPN, STS, their involvement towards the unitary involvement and development of the cyber field of the European directive, such as, for example, NIS compliance, as a common defense action, considering the disparity of actions and the lack of intergovernmental cohesion, because it exists, which you must have noticed exist. So how the gov agencies and ministries will cooperate, and when will they start to cooperate if they don't cooperate right now? My personal view is, of course, first of all, the NIS directive, and as you know very well in Romania, the law 362, say something very, very clear.
said Romania today, it's the national competent authority. Now, you can be established as an authority. That does not prevent you to cooperate with the others. And one important detail I wanted to mention, and you will see it if you will read the in the draft of the directorate emergency ordinance, is that the new directorate will have the legal obligation to cooperate. It's a tiny mm-hmm. difference between saying you are an authority and you have to bless the domain and do something, and being obliged to cooperate with others by law. That's what we want to make sure, to ensure 300% that the new body, the new governmental agency, will cooperate, will play, will work with the others. As I said, cybersecurity is a hat way too big for any single governmental body to wear. It's impossible. And as you know very well, in the cyberspace, there are no borders. There is no real clear line between law enforcement, military, intelligence, civilian. It's kind of getting mixed up. Let's think only, for example, new technologies like 5G, where it's going to be multi-layer, multiple classes of assets, dual use, everyone will share the same infrastructure. So it's getting complicated. You need everyone at the table. Of course, you need also actors, and I'm a believer in the civilian actors to do this, to animate everyone, to get everyone at the table, to say, hey, let's do it together. Let's work together. And maybe if I can take one other question, because the question says that according to the law 362, you can if you had the fine so far, up to 5% of the turnover. I can tell you the answer is so far we never applied any fine, said mm-hmm. Romania. The reason is very simple. Let's not forget, end of 2020, Romania was still in infringement because of the non-implementation of the NIS directive. We moved things only during summertime and in October, November, when we adopted, we submitted to the government to adopt a lot of government decisions in order to unlock the implementation of the law. So now where we stand exactly, now operators of essential services are registering. And the purpose here for us is not primarily to give them fines. We don't want penalties and we don't want fines. We want to help them to establish a minimum level of cybersecurity and be compliant. But for the moment, we never applied any kind of fine because we didn't know officially who are the operators of essential services. Because it was no official list of essential services published by the government. Now it's published. Now organizations started being registered. Probably in 1 year or something, we'll end up in fining, giving fines to some of them. But we are not there yet. And that's not the main priority. Well, thank you very much. Basically, there would be probably lots of questions, but honestly, I'm still thinking on that idea you have to change CERT to a private public civilian directorate, which is a very brilliant idea. And the CIO Council basically will support this initiative if with our limited, of course, support. Yeah. So. One thing, you brought a lot of bad news, 27 days to identify a breach, not happy with that, 3.2 million value of the data breach, 95% of the human error, of the cyber breaches comes from the human error. So you are a consultant at the end of the day. Yeah. So let me just in 2 minutes, just 1 minute. If you come to a public company, we all know that, okay, we need board awareness and blah, blah, blah. But what would you recommend? Yeah. What would you recommend? Because if 95% of the breaches come from the human error and it's 207 days to identify a breach, this is kind of scary. How would you support me as a consultant? Please put up the consultant hat. Simply awareness. You have to start somewhere. Of course, tone at the top is absolutely key. So I must say, and I dare to say this, it's extremely important that we invest, all of us, in our own organization or governmental level or industry level, in educating a bit the decision makers, the guys at the very, very top. I must share with you, I got questions like, what is that cyber? From very, very top guys, including today and months ago and years ago when I was also consultant. But it's very important that the top decision makers, the top guys, become aware a bit of, without scaring them, without panicking,
It's important to pay attention. So we must invest first in increasing their awareness, and then ideally trying to increase awareness in the entire organization. But you cannot do this in one shot. You need to have programs, you need to have a roadmap, or you need to have a plan, and systematically educate. And that's time consuming. And to be very honest, it's expensive, but it's much expensive. Better than paying or having a cost of millions per incident. Dan Campan, domnule director, mulțumim foarte mult. Thank you very much for your presence with the CIO Council. We will continue to inviting you to other sessions, and thank you very much. Mulțumesc, succes. O seară bună. Seară bună. Haideți să ne întoarcem un pic și la limba română. Mai avem o prezentare, domnul Vasile Voicu, Managed Security Solutions from Telecom, iar ulterior vom intra în panel. Cred că s-au deschis destul de multe subiecte pe care colegii prezenți în panel sper să le clarifice din perspectivele diferite, pentru că nu întâmplător paneliștii vin din arii diferite. Vasile, ai legătura. Bună seara! Mă bucur să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră. Îmi confirmați că mă auziți și vedeți prezentarea, vă rog. Set, ok. E ok. Bun. Din punctul nostru de vedere, anul 2020 s-a remarcat ca o perioadă foarte specială din punct de vedere al amenințărilor cibernetice. Practic, datorită pandemiei generate de COVID-19, majoritatea angajatorilor au trebuit să-și mute aproape forțat angajații de la birou acasă și în condițiile astea aria de atac a crescut foarte mult și, evident, s-au mulțit fără precedent atacurile reușite. Securitatea redusă în cazul telemuncii sau work from home, comparativ cu securitatea la standarde înalte, care era în mod uzual asigurat pentru angajații atunci când lucrau în cadrul birourilor, a permis această desfășurare și creștere exponențială a atacurilor. Atacurile îndreptate împotriva băncilor au crescut foarte mult în această perioadă, cu 242% mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019. Și așa cum ați văzut și în prezentările anterioare, phishing-ul, tentativele de phishing au avut un rol dominant, au crescut cu 600% din luna martie anului 2020 până la sfârșitul anului comparativ cu anul 2019. De asemenea, atacurile de tip ransomware datorate pandemiei au crescut cu 300%. Și ceea ce e mai important, numărul persoanelor, victimelor care au plătit răscumpărare a crescut de asemenea cu o treime comparativ cu aceeași perioadă anului trecut. Atacatorii cibernetici utilizează cu succes inteligența artificială și machine learning, nu doar industria de apărare, pentru a-și automatiza și eficientiza atacurile. Un exemplu în acest sens este tehnica deepfake, prin care sunt generate înregistrări video și audio false, care pot fi ușor confundate cu cele originale și utilizate pentru a convinge victimele să realizeze plăți și să permită atacatorilor să intre în interiorul organizației. Am încercat în acest slide să sumarizez evoluția digitală. Practic, în ultimii ani observăm o dezvoltare accelerată din punct de vedere al digitalizării și noile modele de afaceri sunt susținute cu rețele informatice și de comunicații foarte complexe. Dar așa cum știți, complexitatea este inamicul securității cibernetice. Practic, cu cât crește complexitatea, cu atât crește aria de atac și este ceva mai dificil să asigurăm securitatea cibernetică, astfel încât să avem succes în zona de smart city, smart economy, e-learning, connected cars și așa mai departe. Complexitatea tehnologică, practic, duce la creșterea dificultății în apărare și vedem aici că vom avea peste 355 de miliarde de dolari care vor fi utilizați în zona de public cloud. Practic, aproape jumătate din date până în 2025 vor fi găzduite în public cloud. Bineînțeles, public cloud vine cu anumite probleme legate de modalitatea de asigurare a securității cibernetice. Vom avea 42 de miliarde de device-uri IoT conectate până în 2025.
bineînțeles, e benefic pentru că acesta conduce la dezvoltarea accelerată a economiei, dar în același timp este un mare challenge pentru zona de securitate cibernetică. Din evaluările grupului nostru, costul total al unei breșe de securitate mediu, global, este de 3,8 milioane de dolari. Practic, digitalizarea necesită securitate și necesită securitate la un înalt nivel. Din punct de vedere al evoluției vectorilor de atac și a metodelor de atac, observăm că phishing-ul reprezintă cea mai răspândită formă de atac cibernetic. A crescut semnificativ, practic din ianuarie 2018 până în ianuarie 2020 a crescut de 3 ori, de la 680.000 de atacuri într-o lună la 1.750.000 de atacuri în luna ianuarie 2020. Peste 80% din breșele de securitate utilizează phishing-ul ca entry point și, bineînțeles, practic profită de naivitatea cele mai slabe verigi din lanțul de protecție cibernetică, care este resursa umană. Putem, bineînțeles, să ne apărăm făcând partea de training, awareness și, nu în ultimul rând, celelalte măsuri care trebuie puse în practică astfel încât să eliminăm aceste riscuri potențiale. Atacurile cibernetice cresc în toate verticalele de piață, așa cum vedeți în acest slide, dar aș menționa că în zona de banking, în industria financiar-bancară, au fost cele mai multe atacuri. Potrivit unui raport al Boston Consulting Group, atacurile cibernetice au afectat serviciile financiare cu 300% mai mult față de restul companiilor, restul verticalelor pe care le vedem aici. Costurile atacurilor cibernetice, așa cum ați văzut și în prezentarea anterioară, au fost estimate undeva la 18 milioane de dolari pentru instituțiile financiar-bancare, comparativ cu 12 milioane de dolari per companie, media celorlalte industrii. Un al doilea segment care a fost foarte afectat în timpul pandemiei este cel healthcare, unde avem exemplu spitalului din Brno, spitalul universitar de acolo, care a fost nevoit să întrerupă activitatea pentru aproape 24 de ore datorită unui atac cibernetic reușit în luna mai anului curent. Bineînțeles, aici puteți vedea exemple de atacuri în fiecare segment. În Europa, în principal, am selectat câteva dintre atacurile semnificative. Întrebarea este cât de pregătiți suntem cu toții pentru aceste atacuri, pentru că e foarte clar că ele se întâmplă, fie că suntem conștienți sau nu. Într-o statistică recentă am văzut că 9 din 10 companii au fost victima unui atac, fie că aceste companii au conștientizat faptul că au fost atacate sau nu. Practic, este important să existe măsuri de prevenție, detecție și răspuns la atacurile cibernetice. Trebuie să existe un plan de continuitate a afacerii și responsabilități bine definite pentru ca în astfel de situații care se întâmplă să putem asigura continuitatea activității organizației țintă. Cine trebuie să răspundă, în cât timp, cum reușim să asigurăm continuitatea afacerii în cazul unor atacuri reușite. Care sunt principalele provocări din perspectiva noastră și din discuțiile pe care le-am avut cu foarte mulți clienți, atât din domeniul privat cât și din domeniul guvernamental? În principal, bugetul. Bugetul este o problemă extrem de importantă pentru că ar trebui, în mod minimal, să fie 5% din bugetul de IT, dar de cele mai multe ori este mai mic decât atât. Și trebuie luate măsuri astfel încât să creștem bugetul ca să ne putem apăra. O altă provocare este lipsa experților. Greu de găsit și destul de scumpi comparativ cu nivelul salariilor din piața locală. O altă provocare este cea a lipsei capabilităților de detecție a atacurilor cibernetice în timp real, de vizualizare în timp real a activităților malicioase și, bineînțeles, de răspuns la aceste atacuri. Lipsește de asemenea și de multe ori și planul de management al riscurilor, al scanării vulnerabilităților și a cunoașterii situației din punct de vedere cybersecurity, dacă nu se investește suficient în acest domeniu.
Deci acestea sunt în general top 5 provocări și, bineînțeles, există și soluții pentru aceste provocări, soluții pe care compania Telecom vi le pune la dispoziție, dar și alți jucători din piață, și anume, noi îmbrățișăm riscurile pentru clienții noștri și ne asumăm întreaga responsabilitate pentru managementul riscurilor și al securității cibernetice end-to-end. În momentul în care intrăm în discuție cu clientul, îi spunem de la început că vom lucra împreună ca și cum am fi parte a echipei de IT, a organizației care ne este client și împreună vom oferi servicii de protecție a datelor, a echipamentelor, a informațiilor critice împotriva atacurilor cibernetice. De asemenea, putem aduce, practic, expertiza globală la nivel local. Mă refer la expertiza globală a grupului Telecom, un grup care are peste 1800 de experți în cybersecurity, care au o experiență mai mare de 20 de ani în acest domeniu și probate de experiență practică și în certificări. De asemenea, există o rețea de 10 centre de securitate, Security Operations Center, în Europa. În București, în Palatul Telefonilor la etajul 1, este unul dintre aceste 10 centre care sunt interconectate și schimbă informații în timp real. Nu în ultimul rând, avem acces la una dintre cele mai dinamice și mari date și bănci de date în zona de threat intelligence și, bineînțeles, peste 2 milioane de semnături de virus cunoscuți pe care le putem accesa în timp real. Practic, noi n-am făcut altceva decât să ne extindem în mod natural din zona de conectivitate, digitalizare, cloud și infrastructură către zona de security. Practic, noi furnizăm toate aceste servicii către clienții noștri și, într-un mod evident, este mai simplu să continui cooperarea cu furnizorul tău pentru servicii internet ca să-ți asiguri, de exemplu, protecția anti-DDoS. Pentru că se creează o relație de încredere în timp, de cunoaștere a capabilităților, de cunoaștere a infrastructurii și putem continua împreună să asigurăm, practic, securitatea cibernetică a clienților noștri. Când discutam despre partea de know-how internațional, ne referim aici, bineînțeles, la expertiza grupului Deutsche Telekom, care are în portofoliu peste 30 de soluții, o bază de threat intelligence comună pe care o utilizează toate țările pe care le vedeți în această hartă din centrul slide-ului. De asemenea, sunt posibile toate modalitățile de livrare a serviciilor, on-prem, managed security services, SOC as a service. Practic, ne adaptăm la cerințele clienților. Sunt clienți care, de exemplu, au un CM și doresc să externalizeze operarea acestuia în timpul nopții, pentru că de regulă nu au 24/7, putem face acest lucru. De asemenea, putem să le punem la dispoziție CM-ul nostru ca și serviciu sau să le dăm o soluție la cheie în care să le implementăm on-prem soluțiile de care aceștia au nevoie. Din punct de vedere al lanțului de atac, prevenție, detecție, răspuns, ne-am organizat în așa fel încât să putem să răspundem tuturor acestor provocări, și anume, asigurăm conformitate cu standardele de protecție a datelor din Uniunea Europeană și oferim servicii în zona de prevenție, de consultanță, adică facem partea de auditare de politici, de scanare de vulnerabilități, astfel încât să cunoaștem care este situația clientului încă de la început, înainte de a începe colaborarea și după aceea în mod constant. Protecția la nivel de punct terminal, soluții de tip anti-spam, firewall, security gateway pentru protecția e-mail. Practic, toate acestea sunt servicii, soluții de protecție care trebuie puse în practică astfel încât să limităm posibilitatea ca atacatorii cibernetici să ajungă să lanseze un atac. De asemenea, în zona de detecție avem partea de
threat hunting, threat intelligence, utilizăm un sistem de tip Splunk aici în România și colaborăm cu clienții în mod continuu astfel încât să putem detecta în timp real, să monitorizăm evenimentele de securitate și să răspundem la ele împreună. În zona de răspuns la incident, suntem organizați conform principiilor CERT și, de asemenea, ajutăm clientul și în zona de forensics, deep dive malware analysis, în situația în care avem atacuri de tip zero day. Și, în ultimul rând, coordonarea răspunsului la incidente, echipa noastră împreună cu echipa de IT a clientului lucrează împreună ca un tot unitar. Practic, putem oferi 360 de grade servicii de prevenție, detecție și răspuns la incidente pentru clienții noștri. Stocăm logurile de securitate, le agregăm, le centralizăm, le monitorizăm și, bineînțeles, informăm clientul imediat în cazul în care apar astfel de evenimente. Din punct de vedere al complexității, practic, sunt în momentul de față peste 50 de furnizori diferiți de soluții de securitate. Este foarte complicat pentru clienți să trateze individual cu fiecare posibil furnizor de soluții, dar lucrând cu un integrator de genul Telecom, se poate restrânge această complexitate. Practic, veți avea întregul portofoliu de soluții de la un singur furnizor care realizează simplificarea prin integrare și asigură servicii de calitate în beneficiul clienților. Din punct de vedere al soluțiilor necesare, aici le-am grupat în 8 categorii, ar putea să fie mai multe decât atât, dar mă refer la cele esențiale pentru afacerea oricărui client. Este nevoie să se realizeze teste, pen-teste, cel puțin 2 pe an, spun best practice, și, bineînțeles, vulnerability scan în mod continuu. Noi oferim aceste servicii și direct și în colaborare cu partenerii noștri. De asemenea, servicii de protecție e-mail, servicii de protecție web, servicii de securizare a accesului la internet, protecție împotriva atacurilor de tip DDoS, denial of service, protecție la nivelul punctelor terminale, protecție în ceea ce privește securitatea rețelelor industriale, protecție în cloud, pentru datele hostate în cloud, atât în cloud public cât și în cloud privat. Toate acestea având la bază un Security Operations Center, serviciile respective noi le numim Cyber Defense, cu o echipă care funcționează 24/7 și care este interconectată cu celelalte socuri la nivel global și poate acționa foarte rapid în beneficiul clienților noștri. Avem și o serie de parteneri cu care lucrăm, Cisco, Checkpoint, Fortinet, Arbor, McAfee, Microsoft, Symantec, Splunk, Carsight și mulți alții pe care nu am reușit să-i integrăm pe toți în acest slide. Mesajul este că colaborăm cu furnizori de tehnologie de prim rang și de asemenea utilizăm tehnologie de ultima generație. Puterea noastră de negociere ne permite să venim către clienți cu niște prețuri foarte competitive comparativ cu discuția separată a fiecărui client cu fiecare furnizor din cei 50-60 pe care ați văzut în slide-ul anterior. Din punct de vedere al echipei care se află în centru de operațiuni de securitate, după cum vă spuneam, prin acest centru oferim servicii de protecție a datelor, a echipamentelor, a informațiilor critice împotriva atacurilor cibernetice, asumându-ne responsabilitatea end-to-end. Repet, ne asumăm responsabilitatea, deși în multe faze lucrăm umăr la umăr cu echipa de IT a clientului, pentru că așa e și normal, dar noi suntem cei responsabili de partea de asigurarea securității și funcționăm practic ca o extensie a echipei de IT sau cybersecurity a clientului. Din punct de vedere global, ca să spun așa, în Bonn rulează, este o imagine aici din Centrul de Servicii de Securitate din Bonn, rulează cel mai mare SOC din Europa, practic, și alte 9 SOC-uri sunt instalate în Europa,
incluzând Croația, Ungaria, Cehia, Polonia, Austria, Grecia și Spania. Colaborarea dintre specialiștii în aceste socuri este importantă pentru că sunt tot timpul la zi cu ceea ce se întâmplă la nivel global și nu în ultimul rând există posibilitatea de a apela la expertiză de nivel 3 și 4 în situația în care este nevoie sau, nu știu, Doamne ferește, în cazul unui atac care ar duce în imposibilitate de a se mai desfășura operațiunile din socul din București, care este high availability și este hostat în două centre de date diferite, totuși, presupunând că se întâmplă acest lucru, operațiunile vor fi mutate în mod automat într-unul dintre celelalte 9 socuri din Europa și clienții, practic, nu vor avea de suferit. Din punct de vedere al modalității în care noi vizualizăm ceea ce se întâmplă în rețeaua clientului, am implementat procese cheie necesare pentru funcționarea unui centru de operațiuni de securitate. Aici regăsim, bineînțeles, clasificarea evenimentelor, triajul evenimentelor, prioritizarea, analiza, remedierea, recuperarea și auditarea acestor loguri care se păstrează pentru o perioadă de timp de 3 sau 6 luni în funcție de cerința clientului. De asemenea, aici aveți niște imagini vis-a-vis de modul în care vedem partea de threat intelligence, avem acces la surse de informații care ne oferă indicatori de compromis atât la nivelul grupului, dar și prin parteneriatele pe care le avem cu furnizorii noștri de soluții și echipamente. De asemenea, asigurăm protecția de tip anti-DDoS, anti-denial of services, bazându-ne pe noua generație de soluții Arbor, care oferă atât funcționalitățile tradiționale de blocare a atacurilor utilizând praguri de detecție, mitigare definită automat pentru diferite categorii de vectori de atac, decriptarea traficului SSL, dar și funcționalități avansate cu răspuns automat în cazul atacurilor atât la nivel 3 și 4 OSI, cât și cele mai sofisticate care se derulează la nivel 7, la nivel aplicație. Practic, împreună cu echipamentele, tehnologiile și echipa globală, putem asigura clienților noștri cele mai bune metode de a se apăra împotriva atacurilor cibernetice, fără a investi foarte mult în această direcție. Aici putem vedea, practic, modalitatea în care sunt interconectate atât socurile din Europa, cât și cele de la nivel global. Avem aici, practic, centre de operațiuni de securitate în Statele Unite, în Mexic, în Africa de Sud și în Singapore și în Brazilia. Practic, aceste 5 centre de operațiuni de securitate sunt în afara Europei și evident că avem un avantaj, practic, în anumite situații pentru anumiți clienți multinaționali, putem aplica principiul Follow the Sun și asigurăm servicii din București și pentru clienți internaționali atunci când este nevoie. Bineînțeles, partea de library a grupului este foarte importantă pentru că de acolo ne putem lua date și informații extrem de utile pentru clienții noștri și putem reacționa într-un timp foarte, foarte scurt în cazul atacurilor de securitate importante. Un ultim slide și mă încadrez în cele 25 de minute. Practic sunt aici câțiva dintre clienții globali care au ales să utilizeze serviciile de securitate ale grupului nostru. Mă refer la Poșta din Germania, la DHL, la Work Energy, la Corpus Sireo, Universitatea din Bonn și mulți alții pe care nu i-am pus în acest slide. În România, noi avem o serie de clienți din toate verticalele, din banking, din partea de energie și, nu în ultimul rând, din zona de government, cărora le furnizăm astfel de servicii ca o alternativă la investiții CAPEX și OPEX, investiții în resurse umane și, de ce nu, putem oferi servicii de calitate și companiilor mici și mijlocii de aceeași calitate ca și cum ar fi companii foarte mari, pentru că utilizăm aceleași tehnologii pe care le utilizăm și pentru noi intern și pentru clienții foarte mari.
Vă mulțumesc pentru atenție și dacă sunt întrebări, aș fi bucuros să pot răspunde la ele. Mulțumesc foarte mult, Vasile. Eu înțeleg din prezentarea ta că asigurarea securității cibernetice de către companii în Integrum e aproape un deziderat care nu poate fi atins și, în esență, fără parteneri și fără niște companii care să poată să pună la dispoziție servicii de tip SOC, e aproape imposibil să mergi mai departe, mai ales dacă, în particular dacă ești o companie foarte mare, de dimensiuni foarte mari. Greu de crezut că poți să faci o astfel de investiție pe care a făcut-o Telecom, desigur, și cu alții, și cu alți actori. Te întreabă un prietenul nostru, Gigi Hrișcu, dacă Telecom și-a implementat vreun standard de securitate. Probabil că da. Da. Avem standardele de securitate care sunt, vin practic de la nivelul grupului. Noi ce am implementat aici, am implementat împreună cu grupul 2C Telecom și respectând standardele de la nivelul grupului 2C Telecom. De asemenea, l-aș invita să facă o vizită în socul nostru să discutăm în detaliu. Care este adopția serviciilor astea de tip SOC, așa în principiu? Adopția este mică, comparativ cu așteptările, pentru că în continuare există o anumită reținere. Practic, e vorba de încredere, e vorba de externalizarea totuși a unei activități critice și găsim această deschidere mai degrabă în cadrul companiilor mari și foarte mari, care au început cu externalizarea serviciilor de IT și continuă firesc cu externalizarea serviciilor de securitate. În schimb, ce să vă spun, în zona mixtă, în care oferim soluții mixte, nu de externalizare totală, adopția este mai mare. Mulțumesc foarte mult, Vasile. Mergem către panel. Suntem, ca de obicei, în întârziere. Mulțumesc foarte mult. Avem alături de noi pe Cătălina Dodu, Global Cybersecurity Service Pre-Sales Director în cadrul Atos IT Solutions, Bogdan Ștefănescu, Product Sales Manager Data Protection Solutions în cadrul Dell Technologies, Călin Rangu, Vicepreședinte InsurTech Task Force EIOPA și, desigur, director în cadrul ASF și membru CIO Council, cofondator CIO Council și George Lazar, Department Manager IT Application First Bank, board member al CIO Council. Dragilor, ce să vă spun, foarte multe insight-uri și foarte multe mici la fileu care s-au ridicat. Lăsăm o parte perspectiva începând de la Richard și continuăm cu Dan Câmpean și cu Vasile Voicu. Numerele sunt scary, nu le mai repet, dar 207 zile ca să identificăm un breach și 99% de human errors, plus cifrele care arată la fel, 3,2 milioane de euro per breach, 3,8 milioane de dolari în cadrul Telecom, sunt cam pe acolo. Arată o perspectivă destul de neprietenoasă. Iar noi, ca și reprezentanții IT professionals, nu suntem foarte confortabili. Hai să vedem puțin, Cătălina Dodu, ești un nume în această industrie de cybersecurity, alături de Atos, desigur. Cum s-a spus la un moment dat despre cloud security și mi-a filat așa puțin, am fost anunțați de către Dan Câmpean că undeva în 2021 vor începe niște problematici sau vom începe să vedem niște probleme în zona de securitate în cloud. Cum ți se pare? Da, cu siguranță și le vedem deja acolo unde adopția cloud este un pic înaintea noastră, să zicem așa, în clienții internaționali. Și e oarecum normal, dar trebuie să ne preocupe și trebuie să ne ocupăm de situația asta. Și poate mai mult decât în alte zone, când vorbim de cloud security, vorbim de
de o expunere mai largă, cu mult mai multe elemente pe care nu le putem controla, dar nu putem să facem un network cu un firewall și that's it. Trebuie să luăm în calcul că avem echipe de DevOps care lucrează, avem operațiuni distribuite, avem... echipele lucrează în diverse moduri, drept urmare, controlul pe care îl punem în zona de cloud security este foarte, foarte important. Și fie că vorbim de situațiile care sunt similare cu riscurile din platformele standard, din infrastructura standard sau legacy, că vorbim de account takeover și acces în infrastructura cloud, în tenanții cloud ai companiilor, sau că vorbim de configurări greșite sau la care nu s-a acordat suficientă atenție, riscul de expunere a datelor atunci când vorbim de cloud este cel puțin important și, drept urmare, odată cu suprafața de atac care se extinde, este și grija noastră și mesajul meu nu este să nu adoptăm cloud sub nicio formă, ne este foarte util și infrastructura și performanțele și capacitatea pe care ne asigură cloud-ul este clar un topic de care am trecut de mult ca industrie, dar ceea ce încerc să aduc aici este importanța de a ne asigura că ne preocupă securitatea pentru ceea ce facem în cloud, da? Clar, avem susținere din partea vendorilor, că vorbim de vendorii mari de cloud, că vorbim de furnizorii de cloud din toate zonele, dar nu este suficient. Trebuie să știm cum ne gestionăm activitatea și cum ne protejăm activitatea și chiar dacă este un mediu de test, un lucru banal, un mediu de test în care echipa de dev testează și testează codul, nici măcar nu-l lasă acolo, dar este suficient ca o mașină de acolo să nu fie, să nu respecte standardele de securitate și la un moment dat, într-o conjunctură, să fie accesată și cred că știm cu toții de consecința cea mai simplă, dar la fel de costisitoare atunci când vorbim de mining pe infrastructurile sau în infrastructurile închiriate de către diversele companii. Și vorbim aici de un caz extrem de simplu care se reduce doar la bani, nu și la pierdere de date. Dacă ducem logica asta mai departe, ne putem imagina ce riscuri există și pe care trebuie să le luăm în calcul. Și, desigur, trebuie să ne gândim că marea majoritate a companiilor mari lucrează cu vendori multipli, chiar și în zona de cloud și atunci, chiar dacă avem protecție din partea sau, să zicem, built-in tools sau cloud native tools din partea vendorului, este important să ne asigurăm că protejăm întreg environmentul, întreaga infrastructură cu atât ce înseamnă legacy sau on-prem, dar și multipli vendor. Deci vorbim de un domeniu complex care crește în expunere și drept urmare și atenția noastră spre a-l proteja, spre a proteja datele și investiția trebuie să fie foarte, foarte bine pregătite și cred că e important să ne asigurăm de asta, că nu ne bazăm doar pe mecanismele native, sunt importante, clar, formează baza și de acolo plecăm, dar să avem în vedere toate măsurile pe care le putem lua și să avem în vedere complexitatea lucrurilor în acest mediu. Nu pot să am zâmbit la un moment dat pentru că noi ca și societate suntem un pic în urmă adopției, rata de adopție a cloud-ului cel puțin în România este un pic în urmă față de colegii din vest, colegii din Statele Unite mai ales și cel puțin în ultimii ani
am depășit acea barieră mentală care spunea, ok, nu mă mut în cloud pentru că am o problemă de securitate. Iar acum, iată că e posibil să începem să revină această problemă, de data asta reală, adică chiar un pic, chiar reală. Și cred că e important să înțelegem este că problema de securitate nu este de la mutarea în cloud, ci este la fel de la modul în care gândim, de la modul în care ne protejăm și de la modul în care facem, gândim toate procesele și de la security by design, privacy by design. Dacă toate aceste principii sunt corect implementate de la început, cu siguranță lucrurile merg bine. Ai punctat la un moment dat despre acel sistem pe care îl folosesc DevOps și pentru test și care rămâne undeva, poate nu îl băgăm în seamă, este doar o zonă de test, what the hell, n-avem ce să, nu ne stres, nu e interesat nimeni de el. O parte importantă în zona de securitate este monitorizare. Adică dacă, în general, cum să spun, dacă te bazezi sau, nu știu, te bazezi pe sisteme, pe tot ce înseamnă, nu știu, firewall, pe tot ce înseamnă, dar dacă n-ai vizibilitate, dacă nu monitorizezi pe anumite, dacă nu faci analiză, dacă nu introduci analytics în cum vedeți voi procesul ăsta de monitorizare și de detecție și răspuns? Apropo de, până la urmă, și ce a zis Vasile de la Telecom cu centrul lor. Pune-te în fața unei companii care are, nu știu, câțiva security officers, câțiva ingineri de IT, care trebuie să bombardați de alerte, de alarme, de fals pozitiv, de fals negativ, nici ei nu mai știu la un moment dat. Cum facem totuși acest proces de monitorizare care începe să fie o componentă foarte importantă a problemei de securitate cibernetică? Așa numitul manage detection and response. Da, clar, odată cu conștientizarea a importanței securității în viața noastră, în viața noastră profesională, în viața noastră de zi cu zi și la birou și acasă, e clar o preocupare de a pune în infrastructură, de a avea, sau în ceea ce lucrăm, de a pune controls. Ajung la engleză, într-un fel sau altul. Da. Cu fiecare nou control, cu fiecare nouă aplicație, cu fiecare nou tool pe care îl avem acolo, aducem informații despre starea infrastructurii noastre, despre ce se întâmplă. Cele mai multe dintre ele se bazează pe o monitorizare de bază în care știm ce se întâmplă acum. Da? Vedem ce se întâmplă acum și fără cu niște corelații de bază, desigur, că vorbim de CM, că vorbim de reguli, că vorbim de signature-based. Deci, ce este important, vedem aici două elemente, poate chiar și al treilea. Sunt foarte multe astfel de informații care ajung în zona unui SOC. Și tot acest zgomot produs de toate tool-urile, în afară de faptul că necesită o capacitate mare, avem nevoie de mult mai mulți oameni și asta știm cu toții că este ceva ce nu putem scala, nu putem crește. Câteva mii lipsă, cum spunea Dan Câmpen. Deci, depășind de această zonă, chiar și așa, oricâți oameni ai pune, nu ai cum să vezi tot ce se întâmplă. Drept urmare, de ceva timp și pentru noi aceasta a fost o preocupare și intern prin și prin achizițiile pe care le-am făcut, de a avea, de a aduce tehnologia în serviciul nostru și atunci de a avea, de a ne baza nu doar pe ceea ce vedem pe ecran și în console, ci de a ne baza pe ceea ce fac tool-urile, ce face tehnologia, aducând machine learning, aducând artificial intelligence, astfel încât corelațiile pe care le facem să poată fi mult mai complexe, să putem să vedem din timp sau să putem să corelăm lucruri care s-au întâmplat acum 6 luni, nu știu, un basic incident care este închis cu succes de orice CM, că un fișier a fost accesat pe un calculator, este un incident care poate duce la concluzia că un privilege account a fost folosit. Și toate lucrurile acestea, pentru a le putea face cu oameni, oricât de competenți și oricât de mulți am avea, devine imposibil datorită volumului. Drept urmare, în momentul de față, tendința este de a ne duce
către artificial intelligence, către machine learning, în prima fază de a avea aceste tool-uri la dispoziție care ne evidențiază nu doar ceea ce se întâmplă acum, dar făcând corelații și, evident, și micșorând acea perioadă de detecție a atacului. Da? Când vorbim de perioadă mare de identificare a unui atac, acesta este unul dintre motive, pentru că nu îl vedem. Foarte multe companii care ajung să fie atacate nu știu că au fost atacate sau nu știu de când au fost atacate. Când vorbim de numărul de zile, vorbim de numărul de zile în care există, identifică o informație în sistemele lor de monitorizare. Deci, cu cât aducem tehnologia inteligentă ca partener, roboții în forma, ca să îi ducem în forma lor așa utopică, cu atât mai de calitate sunt aceste rezultate și putem afla. Se discuta despre SolarWinds, ea își spune mai curând supply chain attack, generic, pentru că SolarWinds și atacurile sau companiile afectate pe care le știm și cred că sunt cei pe care îi știm. Da? Nu ne confirmă nimeni astăzi că nu există atacuri similare în derulare de care nu știm. Și astfel de tool-uri complexe care depășesc ceea ce putem face noi cu ochii, mintea și mâinile, ne pot ajuta cu siguranță să identificăm mai repede și mai bine și mai corect aceste atacuri. Da. Călin, uite, am o temă foarte clară pentru tine. Am mai multe întrebări, dar în primul rând, uite, am un flavor așa care îmi trece prin minte, că la un moment dat inclusiv și tot așa Dan Câmpean a punctat tehnologia, mă rog, a exemplificat prin 5G, care favorizează dezvoltarea de IoT-uri, IoT-uri care știm că au o problemă parte de security. Dar, în esență, tehnologia cumva ar trebui să favorizeze zona de cybersecurity, dar favorizează și infractorii, by the way, și așa un scurt flavor. Dar sunt o companie care, iată, m-am speriat, apropo de ce s-a întâmplat cu SolarWinds, m-au convins și Cătălina, m-au convins toată lumea și aș vrea să mă asigur. Am înțeles, uite, toți specialiștii în securitate cibernetică spun că mai devreme sau mai târziu it's a question of if not, nu când, da? Deci când toată lumea. Sau companii care știu că au fost penetrate al trei habarnau. Dacă 207 zile este detecția, bun. Mă poate ajuta? Am înțeles. Mi-am luat toate sistemele de siguranță. Mi-am luat echipă, mi-am luat oameni, dar totuși, cu toate acestea, mă poate ajuta o asigurare de protecția riscului cibernetic? Și dacă da, vreau să știu eu cât mai multe detalii. Adică, dacă totuși am fost penetrat, nu știu, sunt auditat înainte, se uită la mine dacă am folosit SolarWinds și l-am folosit cu bug-ul în el, se uită la mine dacă unul din, nu știu, 95% din au greșit administratorul meu și așa mai departe. You know the flavor. Haide, vreau să înțeleg și eu la ce mă ajută o asigurare de risc cibernetic. Da, mulțumesc mult de întrebare. Într-adevăr, asigurarea de risc cibernetic nu rezolvă problema tehnică, rezolvă acoperirea pierderii financiare. Deci în prezentarea anterioară, într-una din ele, se menționa că dauna, pierderea medie este de 3,2 milioane de dolari, dacă mi-aduc bine aminte. Această sumă de bani, orice companie o acoperă foarte dificil din fonduri proprii dacă se întâmplă un astfel de eveniment. Asigurarea cibernetică, practic, este externalizarea riscului, o zonă acestui risc rezidual care compania nu poate să-l stăpânească, cum toată lumea a stabilit atacurile cibernetice vor fi, se întâmplă și orice ai face, tot vei fi expus. Deci vulnerabilități vei avea întotdeauna, iar amenințări externe, când e vorba de bani mai ales, sunt numeroase. Deci o asigurare cibernetică ar acoperi aceste pierderi financiare pentru a putea să-ți restabilești activitatea cât mai repede. Acum, întrebarea cu SolarWinds este interesantă pentru că în momentul în care atacul cibernetic, de fapt, nu este un atac direct asupra companiei, ci prin intermediul unui produs software cumpărat de către companie, iar furnizorul are problema, e un subiect interesant dacă ar fi nevoie poate ca acest furnizor care vând diferitor companii să aibă asigurări de risc cibernetic. Pentru că este foarte clar cei hăcuiți au fost furnizorii.
efectul a fost asupra clientului, dar furnizorul în sine a avut penetrarea și infectarea propriu-zisă și produsele pe care le-a distribuit el erau deja infectate. În acel moment, depinde cum este formulată polița și ce are la includeri și la excluderi, dar e foarte posibil să aibă o excludere a vinii furnizorilor. Atunci, practic, ar trebui în momentul în care faci un contract cu un terț, indiferent că este externalizare simplă, că este cloud, să te asiguri că acel terț are o asigurare de risc cibernetic și poate să acopere aceste pierderi care tu le suferi datorită lui. Dacă vorbim puțin, noi am mai vorbit despre asigurările cibernetice, poate ar trebui să intrăm puțin să vedem ce înseamnă exact aceste riscuri acoperite și care sunt excluderile din astfel de polițe. Exact. În general, excluderile, aceste fapte ale furnizorilor, uneori sunt excluse. Dar sunt incluse în general răspunderile pentru scurgerea de informații, pierderea de date colectate, costurile generate de aceste scurgeri, inclusiv costurile legate de notificări, analizele criminalistice care sunt necesare, răspunderea pentru securitatea rețelelor. Deci aceste asigurări sunt și o asigurare de răspundere profesională a conducerii și a specialiștilor, pentru că ei, mai ales după implementarea NIS în sistemele critice, de exemplu, acei oameni, acel management are o răspundere care poate să ajungă în zona penală în momentul în care se întâmplă astfel de evenimente și, practic, această răspundere, riscurile financiare pot fi externalizate către un terț, către un asigurator de răspundere cibernetică. Întreruperea afacerii cauzată de un incident, iarăși, este acoperită. Costurile de restaurare a datelor, a aplicațiilor, în urma unui incident de natură care să afecteze funcționarea afacerii. Pentru cei care lucrează în zona digitală, au site-uri, au publicații media, răspunderea aceasta media este și ea acoperită. Comunicarea e foarte importantă. În momentul în care ești atacat, trebuie să ieși, unii se ascund și nu spun nimic, alții ies, comunică și fac o armă din această comunicare, dar aceste costuri de comunicare sunt acoperite de riscul, o asigurare de risc cibernetic. Inclusiv asigurarea riscului de sustragere informatică a activelor financiare, răspunderea pentru plăți electronice, inclusiv amenzile și penalitățile. Mulți asiguratori chiar își fac reclamă că acoperă și amenzile GDPR, care sunt, normal, nu sunt generate din propria eroare, ci pur și simplu la un atac cibernetic în care îți extrag datele clienților tăi și, cum am stabilit, nu poți să fii acoperit 100%, este foarte clar că o asigurare cibernetică poate acoperi. Dacă ai dat dovadă de neglijență și nu ai luat măsurile necesare, e altceva. De asemenea, pierderea generată de furtul de proprietate intelectuală și toate costurile aferente cu experți, înlocuire software, emitere, de exemplu, de noi carduri în zona bancară, acoperirea pierderilor datorate de șantajul cibernetic. În general, nu se acoperă pierderile autoprovocate, accesarea unor site-uri, link-uri nesigure, deci aici iarăși produsele pe care s-a discutat au un rol, pentru că dacă tu te expui și nu ai protecții pentru a nu lăsa personalul tău, de exemplu, sau cei care lucrează în teleworking, să intre de pe calculatorul de servici prin rețeaua proprie pe link-uri necorespunzătoare, atunci s-ar putea să ai niște excluderi. Și după aia vin excluderile generale, într-un fel, actele de terorism, război, acțiunile guvernamentale, inclusiv e o excludere utilizarea ilegală de software fără licență. Deci nu poți să te plângi că ai fost hăcuit dacă ai folosit un soft pe care nu era de fapt al tău și nu l-ai cumpărat și nu aveai licență la el. Legată de procedură, într-adevăr, într-o asigurare, practic, expertiza IT devine esențială, de la luarea în asigurare, de subscriere, în momentul în care ți se vinde polița și subscriitorul acela trebuie să fie mai mult un auditor IT ca să evalueze compania. Nu poți să-ți asigure o companie dacă tu nu ai niște măsuri proprii, dacă nu lucrezi cu parteneri certificații, dacă nu ai produse de protecție minim necesare. Această evaluare este făcută pentru a avea un preț decent, pentru că, normal, poți să spui, nu am nimic, asigură-mă, dar o să ai un preț probabil care va fi prohibitiv și nimeni nu se va asigura. După aia ai zona efectivă de monitorizare, care în cazul zonei cibernetice, monitorizarea trebuie să fie continuă, pentru că lucrurile se schimbă permanent și infrastructura IT trebuie să se modifice permanent. De asta aceste SOC-uri, adică centre independente, furnizori specializați, sunt foarte importanți. Pentru că o companie în sine niciodată nu o să poată să țină pasul tehnologic. Apare ceva,
repede, ar trebui să mai investească 10.000, 100.000 de euro într-o soluție pentru a acoperi un breach nou apărut. Un furnizor va acoperi implicit aceste cheltuieli, pentru că este reputația lui și meseria lui. O firmă care nu e o firmă de IT va obține foarte greu aceste fonduri. Din acest motiv, externalizarea securității IT este probabil un pas firesc în viitor. Alt subiect ce aș fi vrut să-l întreb inițial pe domnul care a prezentat de la Dell, vorbea foarte mult de pierderile acestea. Zona de evaluare, de fapt, a pierderilor, iar este un subiect care este supus multor dezbateri. Noi vorbim de active, până la urmă, de tip knowledge, date, informații, s-au furat datele unor clienți. Care e valoarea acestor date? Ele se găsesc în contabilitate? E un activ financiar? Nu. Și în acest motiv și companiile, că se discuta înainte cum să facem ca CEO, companii, șefii companiilor să aprobe investiții în securitate. Păi dacă tu nu ai un activ de pierdut, ei nu au ceva de pierdut financiar în mod concret, e foarte greu să faci un business case să le justifici. Și aici, probabil, partea de cercetare, de dezvoltare, de noi metodologii, va trebui să ducă într-un fel evaluarea aceasta a pierderilor financiare datorate incidentelor cibernetice într-o zonă măsurabilă, concretă, pentru a putea să avem o evaluare corectă a acestor pierderi. Toată lumea, în toate prezentările, se vorbesc de milioane de euro. Personal, aș fi foarte curios să văd cum se calculează aceste milioane de euro. Care nu știu dacă cei de față aici au participat, au calculat vreodată, au văzut sau iau și ei tot prezentările altora și se vehiculează tot timpul milioane și miliarde pierderi, dar cum s-au evaluat acele milioane? Pentru că vă spun, odată ce nu aveți niște active care să aibă o valoare contabilă, practic pierderea și ce asigură o asigurare cibernetică este acoperirea costurilor de recuperare, de salvare de date, de specialiști, de imagine, de reputație, răspundere, amenzi și așa mai departe. Dar datele acele, baza de date cu un milion de clienți, care era valoarea ei în cadrul companiei tale? Unii pot să spună că e goodwill-ul, că era parte din activul intangibil goodwill, dar și acolo sunt probleme de evaluare. Deci partea aceasta de evaluare financiară a pierderilor, iarăși este un subiect care este dezbătut, a apărut, că tot vorbea domnul Câmpean de legislație europeană, a apărut strategia de digital finance la nivelul Uniunii Europene și acolo unul din subiecte este inclusiv acesta de evaluare activelor de tip intangibil care sunt utilizate în zona securității informatice și a softurilor utilizate în zona financiară în general. Am vorbit cam mult, îmi cer scuze. Nu, e ok, dar ai ridicat o chestie foarte interesantă apropo de valorizarea sau evaluarea datelor, pentru că este o componentă intangibilă până la urmă, dar dăm voie să te întreb, sigur că el neexistând în asset-uri, nici măcar sub forma de goodwill poate, și e un subiect care se discută deocamdată, cum ai spus tu, la nivel european, totuși 4% sau 5%, 4% o amendă din cifra de afaceri pe zona de GDPR și 5% în zona de NIS, care, mă rog, nu s-a dat nicio amendă până acum, dar sunt totuși niște procente importante, adică la nivelul executivului, la nivelul board-ului, la nivelul investitorilor, până la urmă, poate să fie un provizion acolo, să spui, ok, deci există totuși o evaluare, nu? A, nu, acele amenzi sunt lucruri concrete care, când ți se întâmplă, trebuie să le scoți din buzunar și probabil procesul verbal de constatare ține loc de activele acelea care le dai echivalentul cash-ului care îl scoți. Deci e o parte de compliance aici. Deci, bineînțeles, deci toate aceste reglementări duc până la urmă la nevoia unor astfel de asigurări de răspundere profesională, răspundere cibernetică pentru cei care sunt implicați. Da, sunt dezvoltate în România sau au apărut în România acest tip de asigurări cibernetice? Sunt companii, dar fiind o piață europeană, există foarte mulți brokeri care aduc din străinătate astfel de produse. Piața europeană este o piață încă mică, deci 10-20% din piața europeană de asigurări cibernetice este în Europa, 80% este în America. Și aici ar trebui să vedem, poate, de ce s-a dezvoltat atât acolo, pentru că probabil evaluează mult mai bine aceste pierderi și știu exact ce au de pierdut. Și sistemul de licențe, brevete, capital intelectual în America e mult mai dezvoltat. Și aici ar interveni poate și cercetările și lucrul acela care ziceai înainte. Poate ar trebui să se facă
un salt să trecem la un nivel puțin mai sus și să privim lucrurile mai de sus. Dacă le primim mai tehnologic și reactiv, să reacționăm când se întâmplă ceva și mai facem poate niște cercetări și mai găsim niște volturi și niște moduri în care să ne ascundem datele, nu vor rezolva problemele. Poate această evaluare, de fapt, a ce avem de pierdut și cât costă și cum, ce măsuri trebuie luate pentru a proteja aceste active, poate vor ajuta, de fapt, la o dezvoltare mult mai solidă și aici, cum zicea și domnul Câmpea, nu se poate dezvolta ceva decât la nivel internațional, european. De asta a apărut și acest concept de centru european de cybersecurity, pentru că resursele sunt prea mari care trebuie să fie investite, iar beneficiile sunt ulterioare și foarte greu de acoperit pe termen scurt. Mulțumesc, Călin, o să mai revenim. George, te rog, Cătălina. Scuze, cred că era undeva cu ridicat mâna, dar am intrat așa. Foarte bine. Dacă ne gândim la nivel european și poate ar fi important să menționăm aici, există un proiect european Gaia-X și cred că de aici am mai auzit de el. Este un proiect important la nivel european cu foarte multe companii implicate. Noi suntem printre membrii fondatori și atunci evident mi-a venit în minte, dar cred că este important pentru că există deschidere pentru implicare și ne gândim la ce se întâmplă acolo, pornind exact de la cele două principii de care ziceam, security by design și privacy by design și tool-uri și politici și arhitecturi care pot deveni bază de a fi reutilizate și de către companiile care nu sunt în domeniu sau care nu au expertiză. E un proiect interesant la care merită să ne uităm și un proiect deschis în care companiile, organizațiile, țările se pot implica la nivel european. Atât. Nu vă mai... Dar știm, proiectul știm proiectul pentru că și EuroCIO, Asociația Europeană CIO, este și ea prezentă pe acolo și implicit CIO Council indirect. George, am văzut niște cifre înspăimătătoare în zona de banking și m-am gândit la tine că vorba aia ești în zona bancară și iarăși s-a menționat și despre cybersecurity as a service, dar dă-mi un flavor, cum se vede așa, nu știu, toate aceste amenințări din zona bancară, cum îl simțiți voi pe componenta asta de banking? Da, după cum a reieșit și din cifrele prezentate anterior, banking-ul este o industrie dintre cele mai atacate. Modalitățile de atac, în general, sunt cele mai simple. Pornesc de la cele mai simple, phishing, pornesc de la utilizatori care deschid un atașament sau apasă pe un link și apoi conduc până la Advanced Persistent Threat, care este până la urmă finalitatea cea mai neplăcută. Dar pentru a le putea contracara, pe lângă modalitățile standard din cărțile de specialitate, cred că în 2021 trebuie să facem niște pași importanți în altă direcție. Trebuie să fim, aș continua o idee menționată de Călin mai devreme, trebuie să devenim proactivi, trebuie să începem prin a ne uita care e veriga slabă. Și, în general, oamenii sunt veriga slabă, chit că vorbim de utilizatori, chit că vorbim de clienți, care sunt, de fapt, utilizatorii unor aplicații, în cazul nostru, de aplicații de digital banking. Și cred că în direcția trebuie să mergem mai întâi și să creăm o cultură a securității. Trebuie foarte mult să mergem în direcția asta și să creștem awareness-ul, scuze pentru cuvântul în limba engleză, și trebuie să fim conștienți că social engineering-ul a funcționat și o să funcționeze în continuare și trebuie să conștientizăm mixul care a apărut și care din ce în ce mai prezent între oameni, procese și tehnologie. Și atunci trebuie să continuăm în a lucra cu toate și să îmbunătățim securitatea. Aș adăuga ceva legat de cloud. Toate companiile încep să mute date în cloud. Ca urmare, atacurile se vor muta în cloud, chiar și partea de ransomware.
se va muta în cloud și acolo trebuie, și acolo trebuie mers. Din punct de vedere al aplicațiilor de internet banking și mobile banking, ele sunt susceptibile atacurilor de identity theft și banking account takeover, adică un utilizator de aplicație de mobile internet banking intră pe un site creat special care seamănă cu site-ul băncii și introduce acolo credențialele, ca urmare identitatea lui este preluată, iar atacatorul va face tranzacții. Pentru a preveni asemenea activități, în ultima perioadă băncile au luat niște măsuri importante și ca urmare a reglementărilor europene și au introdus multi-factor authentication și secure messages. Asta înseamnă că utilizatorul nu se mai conectează doar cu user și parolă, mai nou nici doar cu one-time password, se folosesc biometrics, se folosesc strong customer authentication și pentru transmiterea mesajelor către client se utilizează push notification, care sunt mesaje criptate, nu se mai folosesc parolele, care sunt niște elemente necriptate și unsecure. Da, mulțumesc foarte mult, George. Există un comentariu apropo de cloud, cel al lui Radu Crahmaliu, pe care îl știm cu toții foarte bine. În ciuda semnalelor de alarmă, cloud-ul continuă să rămână unul dintre cele mai protejate medii. Să nu uităm că din totalul cauzelor care pot genera vulnerabilități în un sistem, cam 24% sunt datorate erorilor de configurare și utilizare. Foarte bun comentariu. Călin, ai o întrebare la care te rog să te gândești. Până atunci îl provoc un pic pe Bogdan. El fiind un cetățean mai tehnic, vorbeam și înainte de SolarWinds. Totuși, atacurile o să vină, da? Mai devreme sau mai târziu fiecare vom experimenta. Vorbim despre ransomware, putem să ne ducem într-o zi la serviciu și toate calculatoarele sunt inutilizabile, serverele, sistemele și așa mai departe. Ce facem? E bună întrebare. Aș vrea așa să fac un pas doi în urmă. Toți vorbim de SolarWinds, de cazul SolarWinds, de fapt, dar să nu uităm că acum 2 ani de zile la fel s-a întâmplat în țara noastră vecină, Ucraina. Da? Acel NIDOC, o aplicație de financiar contabilitate, de fapt de taxe, da? Care a adus acel NotPetya ca și tot un update, da? Dar e adevărat, nu era US, era în Ucraina, parcă rezonanța așa e un pic diferită. Dar nu e deloc prima oară ce s-a întâmplat acum cu SolarWinds. Iar de guvernul, practic aproape între guvernul ucrainean a fost la pământ o perioadă bună de timp din cauza unui caz similar în urmă cu 2-3 ani. Aș face o scurtă completare, nu neapărat ca un răspuns, că nu am o vizibilitate atât de largă. Călin menționa sau vorbeați un pic cum se calculează. Unul din lucrurile pe care eu le știu, de exemplu, din cazul Maersk și din cazul Norsk Hydro, care până de curând aveau și o reprezentanță în România, e că clientul, cu cacofonia respectivă, clientul însuși a dat niște valori. Știu că cei de la Norsk nu au acceptat să plătească și au luat-o pur și simplu băbește, manual. Au spus că a durat undeva la 6 luni de zile. E, cred că și pe site-ul Microsoft e public. Au durat undeva la 6 luni de zile să-și repună pe picioare și au estimat ei un 60 de milioane costul aferent datorită acelui. Deci probabil că există o combinație, dar într-adevăr ar fi util să vedem cum se calculează sau poate dacă e același alfabet tot timpul. Ce ne facem dacă într-o dimineață se întâmplă, știu că n-a fost menționat, nu e atât de public, cazul celor de la Nivea, Bayersdorf. Da, în urmă cu un an și ceva de zile, dimineață, era o marți dimineață, au avut acel mesaj pe ecran, nu încercați că degeaba încercați, totul este sub un atac, aveți un cryptolocker sau cum să-l numim. Cred că în momentul ăla, probabil, de fapt, înainte, trebuie să ne gândim un pic și când vorbim cu CEO, și când vorbim cu CIO, și cu ce e critic? Ce ar trebui să funcționeze, da, în momentul în care avem o astfel de murdărie, practic, în interiorul companiei, nu putem să rulăm aplicațiile și nici alea critice, nu știm cât de mult ne-a murdărit la primul moment, va trebui să facem un analytics, un forensics și să chemăm, nu știu, CIA, Poliția Română sau
doar pe cineva local să ne ajute să înțelegem ce s-a întâmplat, probabil tentația din priză, da? Dar în același timp trebuie să te gândești, ok, ce fac cu business-ul? Serviciile Garmin au fost vreo 3 zile parcă nefuncționale în august. Cât de mult pot să stau jos? Da? Probabil, dacă faci o astfel de analogie și gândești un pic, ok, am câteva baze de date critice, am niște aplicații care trebuie să funcționeze și astea sunt serviciile pe care mă bazez că, nu știu, portocala poate să iasă din depozit, da? Aplicația de tip CRM, RP, acolo are o bucată critică și poate să se ducă mai departe către magazine sau, eu știu, depinde ce industrie, despre ce industrie vorbim, acele aplicații critice să poată funcționa. Cum să poată funcționa? Evident că trebuie să avem un mediu curat. Eu de multe ori în discuții și cu clienții fac o analogie poate puțin exagerată și suntem mulți dintre noi care ne-am pus sau avem un safe. Safe în limba română de data asta, da? De ce avem acel safe? Să ne ținem niște valori de familie, nu? Acte, bijuterii, poate safe-ul ăla l-am băgat în niște pereți și l-am prins cu niște piroane de alea lungi că nu poate să plece decât cu casa sau l-am dus la o bancă, evident, da? Deci pot să l-am în propriul data center sau pot să l-am undeva la o distanță. În safe-ul ăsta ce mă interesează să țin? Exact ceea ce este foarte valoros în cazul datelor, o copie a acelor date, cum se spune un gold copy, da? Și pe care să-l am la dispoziție în momentul în care am cea mai mare nevoie. Da? Ce înseamnă asta? Americanii, englezi, în fine, limba britanică spune un clean room. Da? Un clean room nu înseamnă că trebuie neapărat să am o cameră în casă sau în apartament sau în organizație. Nu, practic am un astfel o astfel de infrastructură redusă la un minim, da? Pe care să mă pot baza pe un recovery point objective, probabil de o oră, două, trei, iar este un lucru de analizat, da? Astfel încât acel CRM, acel RP, da? Acea bază de date foarte critică, că nu toate sunt, da? Să poată funcționa cât timp eu pot să pun pe picioare la loc infrastructura de producție. Poate fi într-un cloud? De ce nu? Și asta e un aspect. Acum depinde cum vreau să văd acest safe, acest clean room, acest vault. Colegii, am câțiva colegi din Polonia care folosesc un cuvânt, cred că are o conotație specială în Polonia, făcând și un fel de glumă, îi spun cyber bunker. Bunker, da? Practic în limba română. Sună puțin foarte dur acest cuvânt, bunker. Nu trebuie să gândim că este undeva în interiorul pământului, ci, cum spuneam, poate să fie chiar lângă echipamentele de producție, doar că are niște reguli de tip hardening, da? Foarte bine pusă la punct. Da? Că folosesc și un al doilea și un al treilea vendor de securitate cu care să-mi garantez că acel gold copy al bazei de date critice, da, este într-adevăr gold copy, cum cred eu că este în fiecare, nu știu, marți seară, joi seară, dar iară, depinde ce politică de RPO doresc să implementez, da? Practic am un răspuns rapid astfel încât afacerea, business-ul să funcționeze, evident, la un nivel minim, da? Până când înțeleg ce s-a întâmplat, înțeleg ce trebuie să securizez, ce trebuie să curăț, ce detergent trebuie să folosesc și așa mai departe. Evident că iau un timp. Da? Nimeni nu este, nicio companie de securitate din zona soluțiilor de securitate și au fost menționate o mulțime, nu? De la leader quadrant până la, eu știu, early adapter sau nu poate să garanteze 100%. Și piața, de fapt, viața bate filmul, nu? Ne arată că companii mici, mari, toate aduc, din păcate, se lovesc de astfel de probleme. Și cred că și conceptul ăla de disaster recovery de foarte multe ori încă este undeva greșit înțeles. Dacă am un DR, las că mă ajută și dacă se întâmplă ceva în producție. Doar că uităm foarte rapid că disaster recovery este tot un mediu online, practic. Da? De aici vine ideea asta de vault. Eu i-am spus safe. Poate există un alt cuvânt în limba română care poate să aibă o asociere mai bună și nu duce la o investiție clar
de milioane, duce la până la urmă la un mod în care te asiguri. Dar te asiguri că dacă se întâmplă, ok, ce este cu adevărat critic? Păi, nu știu, actul de moștenire al familiei este singurul lucru care e cu adevărat critic în casă. Bun, ăla, ce fac cu ăla, unde îl țin, cum îl pun? Să, evident că am gard în fața casei, evident că am ușă de beton, poate, sau nu știu, de fier, de forjat, de, depinde, nu? Așa, dar totuși nimic nu garantează că termopanul cu trei nivele nu poate fi... Și atunci trebuie să văd acest aspect. Ok, ce e critic? Ce ar mai de critic să funcționeze într-o astfel de situație? Mulțumesc foarte mult, Bogdan. Cătălina, să înțeleg că recomandările supplierilor până la urmă pentru departamentele IT sunt următoarele. Backup is gold, adică have a copies, de fapt nu o copie, ci multiple copii, cum spuneau cei de la Dell, puneți și un air gap între ele. Cum? Have a clean copy. Clean copy, corect, absolut, foarte important așa. Și din nou să mă înconjur de firewalls și ideally să mă duc să predau securitatea cibernetică într-o proporție foarte mare către, să o externalizez. Aș spune să colaborez cu vendor, cu integratori. E important să am intern competența, să înțeleg ce mi se întâmplă, pentru că dacă este un topic important pentru mine, intern, companie, știu despre și păstrez o competență și acolo, dar clar nu este un subiect pe care să poți să-l faci singur. Da? Nici vendorii nu-l fac singur, nici integratorii nu-l fac singur, nici drept urmare este un topic de colaborare. Evident, e mai ușor și mai sănătos și mai sigur, chiar și din perspectiva asigurărilor, ca posibilitate de acoperire, să ai un integrator de securitate, un manage security provider care să-ți livreze serviciile și să te ghideze, să te ajute, dar e un efort comun. Avem foarte multe cazuri în care, în momentul în care discutăm de threat intel, nu suntem singuri operând acolo. Avem platformă de colaborare în care împreună cu clientul lucrăm împreună. Da? Pentru că sursele sunt multiple, complexitatea este mare, deci e un parteneriat. Lucrăm împreună și cred că asta este important să reținem. Deci nu e doar l-am dat cuiva și se ocupă și gata. Construim împreună, înțelegem ce facem și ne bazăm pe competențele integratorilor și ale vendorilor și pe agilitatea lor de a se dezvolta rapid și de a răspunde rapid noilor amenințări. Călina, e o întrebare care arde acolo pe apropo de insurance. E interesant, într-adevăr, dacă plata către hackeri în cazul unui ransomware să fie acoperită de către asiguratori. Probabil aici e o problemă morală mai mult decât o problemă financiară. Deci bănuiesc că atacatorul nu dă o factură și de obicei asiguratorii au nevoie de niște documente justificative când s-a făcut o plată care se solicită a fi acoperită. Era mențiunea domnului Ștefănescu că i-a costat pe respectivii 60 de milioane că nu au vrut să plătească. Acum, între a da probabil un milion la un hacker și a cheltui 60 de milioane, firma de asigurări poate să facă o analiză, dar aici depinde de compania respectivă care are principiile morale care le aplică în relația cu terții. Deci, răspunsul era clar probabil de la întrebare, dar oricum întrebarea era foarte simpatică. Plus că mesajele de obicei spun nimeni nu-ți garantează că nu se întâmplă a doua oară. Adică faptul că plătești acum, asta nu înseamnă că nu vând informația altora poate care vor veni după mine. Aș face o mențiune, poate e o informație care nu a fost atât de mult mediatizată. Exact în urmă cu un an, Treasury Office din Statele Unite, mă duc un pic către Statele Unite ca un potențial driver de idei, da? A anunțat că își asumă cumva posibilitatea de a penaliza prin amenzi companiile care plătesc ransomware. Este pe site-ul Treasury Office US Department, da?
care practic consideră o ilegalitate deja, tocmai ca să oprească acea discuție, nu negociem cu teroriștii, nu acea afirmație, da? Prin care cumva să oprească, să legitimeze posibilitatea ca să fii chiar amendat dacă plătești un ransom. Oricum, fiscal, probabil e foarte greu tot înregistrat în contabilitate să-și reducă veniturile companiei, exact. Să nu plătească impozite că a plătit unui hacker niște bani. Deci, numai din perspectiva asta și e complicat. Da, cazul pe care l-a menționat Bogdan Ștefănescu și mie atât la George este vorba despre celebrul caz Norsk Hydro, care a apărut în 19 martie 2019, că știu foarte bine. Norsk Hydro este undeva al cincilea producător de aluminiu și cazul este monstruos, adică vorbim despre 35.000 de stații care au fost inclusiv mediul industrial, 35.000 de salariați, 22.000 de calculatoare, 170 de site-uri. Acolo a fost o eroare complexă. Deci, pentru mine, ăla este un studiu de caz. Și public. Deci ei au ieșit public și au zis... Exact că moral nu poate să facă vreun... E o companie listată la bursă, cred că din 120 de fabrici, 170 de fabrici puse la pământ care nu mai puteau opera, era imposibil să ții, să camuflezi, dar sunt convins că totuși fiind finlandezi și suedezii au avut cu totul altă viziune. Există un filmuleț făcut de către BBC exact în la câteva zile după atac. Deci oamenii au trecut de la funcționare manual automată, fully automated, a instalațiilor de producere a aluminiului la manual. Deci au scos fișele, totul s-a trecut la creion și hârtie. Este un caz extrem de celebru și tot acolo se spunea în reportajul respectiv că, apropo de ransomware și cine plătește, cum plătește, e un mare question mark, dar te cred pe cuvânt apropo de ce se întâmplă în state. George, vrei să spui? Da, mulțumesc eu. Aș vrea să mai subliniez trei lucruri care nu știu dacă au fost foarte clare legate de colaborarea cu un partener pentru asigurarea securității cibernetice. Unul din ele este expertiza pe care acesta o are, pe care o companie doar de un nivel foarte mare și-o poate asigura intern. Sunt puțini specialiști în domeniu cu nivel de salarii suficient de mari și care trebuie să se pregătească permanent în această direcție. Un al doilea element este scalabilitatea soluțiilor, care iarăși este greu de rezolvat intern. Și un al treilea element pe care l-aș sublinia sunt supravegherea 24/7, care iarăși trebuie să fie o companie suficient de mare ca să o poți acoperi intern. Bun. Cred că s-a spus foarte multe. Aș vrea înainte de final o concluzie din partea fiecăruia dintre voi. Vreau să-mi spuneți și mie cum convingem board-ul despre importanța unor măsuri adecvate unui program de cybersecurity în fiecare organizație. Dacă este o problemă a board-ului sau este o problemă a IT-ului, și asta este, cred că, nu știu dacă a punctat-o cineva, și un ultim sfat pentru profesioniști IT și în particular pentru CIO. George, încep tu și o luăm... Mulțumesc, Hugo. Din fericire, sistemul bancar este un sistem foarte bine reglementat, cu multe cerințe atât din punct de vedere al securității cât și al auditului și din acest motiv avem suficiente elemente pentru a face un business case solid pentru securitate. Că să răspund la a doua întrebare, ce am spus mai devreme, aș insista în continuare foarte mult în anul 2021 pe educarea salariaților și a clienților în direcția de a nu deschide e-mail-uri, de a nu accesa site-uri. Este principala metodă de intrare a malware-ului în companie și este, aș face din asta prioritatea numărul 1 în securitate în anul ăsta. Cu ce plec de aici, Bogdan? Ești pe mute. Unmute. Treci înapoi pe unmute. Ești pe mute. Da, așa este. Exact. Idei bune. Sunt oameni care se ocupă și la nivel guvernamental și la nivel, eu știu, în business-ul privat. Cred că trebuie să gândim securitatea, protecția datelor, care uneori o asociez cu un backup, alteori o asociez cu, eu știu, cu un firewall, că ai menționat un firewall.
ca un lucru embedded, intrinsec, trebuie să fie parte a unor politici simple de securitate, așa cum, nu știu, cineva nu intră în short în instituție, da? La fel, astfel de politici și educație, efectiv, în zona securității IT, trebuie să fie obligatorie, partea a oricărui proiect. De asemenea, m-aș gândi foarte mult la... De foarte multe ori întâlnesc la companii, la clienți, când ajung, nu, încerc să nu pun întrebarea asta regat de cumva de clasificarea datelor. Sună naibii de guvernamental termenul ăsta, parcă în limba română, dar foarte mulți nu cunosc, de fapt, ce e important în infrastructură. Că da, vine un departament și zice că asta e important, vine alt departament și spune că banul asta e important și așa mai departe. Cred că un fel de conștientizare a acestei clasificări iar este important, pentru că pe baza asta, până la urmă, faci și niște investiții, care de obicei sunt în pași. Nu ai puterea să investești deodată, să-ți asiguri, nu, toată garderoba de la un cap la altul în orice tip de situație. Și atunci, pe undeva, educație și clasificarea asta, înțelegerea unor priorități devine e importantă. Cătălina Cyberul, mulțumesc foarte mult, Bogdan. Cătălina Cyberul, este o problemă a bordului, cum, da sau nu, îi convingem, cum îi convingem și ce sfaturi ai pentru CIOs? N-am menționat că e a bordului pentru că credeam că am depășit momentul. E a bordului, clar. Cred că mai avem discutat. În momentul în care îi convingem, cred că în momentul ăsta, nu știu, avem suficiente exemple publice pe care le putem prezenta bordului și cu impact și cu informații, astfel încât să înțeleagă că este o problemă reală. Apoi când ne ducem către, vorbeam de politici, le zice o igienă a companiei la nivel de securitate, de la parole, basics, lucruri de care, mergând în zona asta de super fancy tehnologii, automatizare, s-ar putea să uităm de basics și acolo se întâmplă foarte multe, foarte multe lucruri scăpate de sub control. Și, desigur, atunci când implementăm lucruri, când implementăm soluții noi, Evident, e o viteză mult mai mare acum pe digitalizare și ne bucurăm de asta, dar e important că atunci când implementăm noi soluții să ne gândim la ele cu ce vin, din cum sunt construite, dacă ne aduc riscuri suplimentare mai mult decât beneficii, cum sunt ele din punct de vedere security. Și de aici încolo cred că decizia de a investi în ce evident este risk-based, ce este mai riscant pentru noi, risk versus beneficii și cum tratăm și pornind cu aceste principii în minte, da, investițiile și bugetele cred că pot fi obținute mai ușor, dar sau mai ușor decât înainte. Să nu. Cam atât. Cătălina, mulțumesc foarte mult. Călin, trage concluzia. Da. Cred că ar trebui foarte mult prezentate aceste incidente de securitate, toate problemele, riscurile în terminologia conducerii. Dacă le vorbești de riscuri operaționale, de procese, riscurile operaționale ce înseamnă? Sisteme, procese, oameni, mediul extern și plus riscul juridic. Toate aceste componente pot să-i afecteze direct pe cei din conducere. Dacă vorbești pe limbaj financiar și transferi într-un fel și îi creezi un business case, care pot să fie pierderile financiare directe, indirecte, tangibile sau intangibile, că tot vorbeam de partea de intangibilitate, în acel moment ai o șansă mult mai mare să câștigi încrederea. Iar CIO are un rol foarte important, de fapt, și CIO Council, asociația noastră și fiecare CIO în parte, de fapt, este un comunicator, acoperă un gap comunicațional între zona de IT și zona de business, înțelegându-le foarte bine pe amândouă și este sarcina lui, de fapt, să-l facă să înțeleagă care sunt riscurile. Vorbim foarte mult de educație, dar educație nu e numai a omului care lucrează la un calculator într-un birou, educație chiar și a șefului mare. Normal, ți-e foarte greu să le duci tu care ți-e șeful tău, dar aici intervine arta în care să-i mai plasezi și câte un articol, un studiu de caz, să-i stârnești interesul, îi mai dai o carte, îi mai duci la un film cu atacatori cibernetici și poate percepe mai bine care e implicația de zi cu zi a acestor probleme. Politics at the end, nu? Da.
Mulțumesc foarte mult, Cătălina, George, Bogdan și Călin. Ați fost realmente foarte spumoși și chiar ați completat și foarte bine ceea ce au spus și ceilalți prezentatori. Eu mă simt foarte bine la CIO Talks pentru că lucrurile se spun foarte transparent și chiar pleci cu îmbogățit. Sper că și dumneavoastră aveți același feeling. Nu mai trag nicio concluzie eu, pentru că s-au spus foarte multe lucruri apropo de cât de prost stăm până la urmă la nivel de societate, la nivel de companii, mă rog, la nivel de societate. Nu prost în sensul că vulnerabilitățile și riscurile sunt din ce în ce mai mari. Tehnologia, iată, aduce, din păcate, și o complexitate specifică și generează challenge-uri mari către departamentele IT și către companii în general. Mulțumesc foarte mult CIO Council, mulțumesc foarte mult partenerilor noștri Dell Technologies, VMware, Telecom România și Atos IT Solutions and Services, care ne-au sprijinit în organizarea acestui eveniment. Și ne revedem la următoarea ediție a CIO Talks, care va fi undeva în martie, Trends and Technologies. Mulțumesc foarte mult! O zi frumoasă! Mulțumim! La revedere! La revedere! La revedere! A, și mulțumesc cariere, că niciodată nu le spun despre colegii noștri. Da, o zi frumoasă!